Deci, în contextul nostru, tu la 36 de ani, păstori, zici că, deja. zici că nu e suficient de tânăr ca să înțelegi tinerii. Da. Păi stai puțin, că noi trăim într-o comunitate evanghelică în România unde Prietene. foarte puțini, foarte puțini păstori tineri ca tine. În primăvară, femeia asta s-a apucat să postească două zile pe săptămână nici apă, nici mâncare și mergea la sapă și la fân. A de fân. Și s-a rugat pentru mine și pentru bărbată sus și a zis, Doamne, să-i pocăiești, să-i mântuiești. Când i-a spus păstorului ce are de gând să facă, păstorul i-a zis, mă, sora Rodica, ai să mori. Dacă continui așa, măcar apă să iei. Și răspunsul ei a fost, să mor. Da, să mor. Da, ăștia doi să se pocăiască. Frate, dar ce nenorocire, dar ce dramă. Bă, bun, am înțeles. Dar când ți-am spus eu, când era el mic și ți-am spus, ai nevoie să investești și să fii cu un pas înaintea lui și înaintea societății, ai zis că suntem nebuni. N-ai fi scos 10 lei să dai să construim o clădire, să mai facem o clasă și să-ți bași copilul acolo. Nu! Ai zis că duc eu copilul la pocăiți, n-am bani să plătesc pentru el. Și l-ai dus la... unde l-ai dus? Na. Acum culegi roadele a ceea ce ai semănat. Mergeam la vaci și îmi dădea bunica o jumate de... nu jumate, un colț de pâine să am la mine N-am avut mâncă, eu n-am știut, știut ce sucul până hă, hă, când am descoperit eu Coca-Cola pe la liceu. Salutare oameni dragi, Dumnezeu să vă binecuvinteze, iată-ne la o nouă discuție. Venim după o perioadă foarte încărcată, să și vedem vocea mea, deci eu nu sunt așa basist ca și astăzi de obicei. O perioadă în care am pregătit multe materiale, o perioadă în care am alergat foarte mult, materiale fiind muzică, muzică duhovnicească. Am pregătit o cântare în spaniolă care curând va fi postată pe rețelele de socializare și pe YouTube. pe noul canal al misiunii El Dad, El Dad de Spaniol se numește și o altă cântare pentru că vine vremea Paștelui, o cântare despre cel mai frumos eveniment care a avut loc vreodată, despre înviere. Dragilor, astăzi am invitat un frate pastor baptist, fratele David Gabriel. Ne-am mai slujit împreună de câteva ori. Nu de mult am fost da. la voi la biserică. Mulțumesc frumos frate Gabriel că ai venit. Cu drag. Cu drag, mulțumesc de invitație. Acum sperăm să discutăm, cum am discutat și până acum, foarte relaxați. Aha. Discuțiile cele mai mai interesante și cele mai fine sunt discuțiile spontane înainte să pornești camera dacă erai pe fază, porneai camera și aflai informații mult mai picante. Acum am pus cenzura. Asta e înainte să mă întreb ceva sau să mai zic ceva, am vrut să te întreb de ce ai făcut melodie în spaniolă. Ai, aveți public din Spania? Sau deci, vorbitor de limba spaniolă? Misiunea al dat s-a format în Spania în 2008, deci o parte din noi știm spaniolă și acum avem câteva persoane care termină școala în Spania uh -huh. și se mută în România ca să facă lucrarea asta de misiune și de evangelizare. Spanioli nativi? Nu sunt nativi, dar la cât, câtva ha. timp. Unii sunt născuți acolo, născuți alții acolo. Uh, au avut un an, doi, când au mers acolo împreună cu lor la muncă și știu spaniolul foarte, foarte bine și unii au darul de a compune și uh, pregătim mai multe materiale și e un har și o binecuvântare asta. Și aparte de chestia asta... Uh, avem un canal de YouTube nou cu mulți abonați la care trebuie să facem evangelizare. Da, da, deci vreo 200 și ceva de mii de abonați. Nu, no, știți cum, știi cum zic americanii, stay tuned. <laughs> Rămânem aproape <laughs> să vedem ce ne-ați pregătit. Da. Ce faci? Cum ești? Fresh. Fresh? Fresh, tânăr, în putere, puțin supraponderal, dar în rest toate bune. Doamne ajută. <laughs> mă bucur că ești aici. De fiecare dată am avut discuții cu tine libere, așa la masă, în mașină, în călătorii spre evangelizare. Uh, și mă bucur să cunosc uh, păstori baptist plin de viață, cu dorință de a sluji, cu viziune. povestește ne puțin despre tine, despre viața ta. Oh, când e vorba să vorbești așa, știi, primul lucru la care mă gândesc, dar cine ar fi interesat de viața mea? Adică cui ar păsa? Da, cum ai zis, mă numesc David Gabriel, am 36 de ani, sunt căsătorit de 15 ani cu Patricia, avem doi copii, Patrick 8 ani, Maia 5 ani. Foarte fain. Da, copii Două fain. <laughs> Au așa un duh bun, da. ușor de lucrat cu ei. Uh de meserie, să zic așa, de meserie, cu toate că nu-i meserie, astea sunt meserii vocaționale, de meserie sunt învățător, dar Dumnezeu a avut alte planuri, pe lângă planurile mele, m-am luptat, m-am luptat cu Dumnezeu o vreme, când Dumnezeu m-a chemat, mie mi-a plăcut să fiu profesor, să fiu învățător, adică am fost doi ani educator după ce am terminat facultatea de pedagogie, Acolo iară e o poveste, dar n-avem timp, nu face obiectul discuției noastre. <laughs> Doi ani am fost educator și am lucrat cu copii de la 3 la 6-7 ani. Băi, în primele două săptămâni am crezut că mor. Păi? fău greu. Când m-am dus la grădiniță, plângeau copiii două săptămâni ori plus în continuu. Când și începe grădinița... Așa strigau, săptămâni. unde doamna? Să vină doamna, iată și pleacă, du-te! La ce ai venit aici? Unde-i doamna mea? Să vină doamna! Plângeau în continuu. Pfff... Noi și până la urmă reușit să-i câștig. După două săptămâni plângeau când plecau. Când veneau părinții după ei, se trânteau pe burtă, se prindeau de picioarele mele. Nu plecăm, nu plecăm, vină cu noi, hai la noi acasă. Nu, nina apucam să termin de mâncat prânzul și el au luat pe gard. Veneau pe gard. Domnul David, domnul David, hai să ne jucăm. Eu m-am jucat cu ei, că n-am avut altă șansă să-i câștig. Și după am trecut la lecții. Fine. Uh am fost doi ani învățător și după aia patru ani am predat la Lugos, la școala Haru, o materie numită mai întâi caracterul, cum ar fi etica, numai că în învățământul preuniversitar nu poți să, numai în învățământul universitar se numește etică, în învățământul preuniversitar se numește caracter first, sau mai întâi caracterul, este împrumutată materia disciplina asta de la americani, dar este acreditată de Ministerul Educației Naționale de câțiva ani și orice școală poate să o implementeze la nivel gimnazial ca opțional valabil. Pentru că ea este acreditată. Foarte fain. Și ce da, să da, învață mai exact? Da, da, da. Dă-ne câteva exemple. Păi am învățat, nu, acum la gimnaziu înveți despre adevăr, despre minciună, despre bârfă, marile teme, Da. La liceu, mergând spre clasa 12, am ajuns să discutăm texte despre. Text, texte auzi, subiecte despre moralitatea sexuală, despre moralitatea relațiilor, despre homosexualitate, orientări, dezbateri, discuții, deci etica reproductivă, pentru că nu știu dacă ai văzut că de curând a apărut un articol cu laboratorul din America de fertilizare artificial nu mai știu cum se cheamă, au construit uterul artificial, se am discută auzit, de ani de zile am, despre am el. Am auzit de asta, dar n-am citit. Și culmea, măi, sunt probleme de etică acolo. Uh, ei poate să facă în așa fel încât cu tehnologia să-ți alegi tu ce culoare să aibă părul, ochii, ce înălțime. Wow. Da, 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 deci poți să-i dea anumite știi, îți iei ca mașina să aibă anumite specificații. Bun, cât e ok, până unde e bine să mergem? Nu cumva ne, ro ne luăm rolul de Dumnezeu, de creatori? Știi? Hai, ajungem la Biblie și cred că acolo. Da. Ne, ne credem ca în Dumnezeu. Să, ca să-ți faci o idee despre ce era vorba, ce am discutat. Deci, practic, e, e nevoie mare de așa ceva în, în păi, școli. Păi da, adică în școli. Nu în școli, că dacă nu ai gândul lui Dumnezeu și dacă nu ai valorile și principiile lui Dumnezeu, nu. E normal, societatea merge în drumul ei și e normal să fie așa. Adică societatea vine și promovează că e ok să fii altfel, să fii diferit. Că e ok să ai relații cu persoane de același sex. Ba mai mult sunt încurajați copiii, tinerii, n-auzi prin Germania ce se întâmplă de stă mintea în loc. Noi la Lugoj avem o școală creștină, noi o considerăm o mare cuvântare E, yeah, adevărul De putem pune copiii la dăpost, adică mintea lor e fragilă, moralitatea se instalează destul de târziu, dacă îi lași în afara învățământului, să zic așa, creștin, pot fi foarte puternic afectați. Depinde și de relația pe care o ai acasă, sunt mai mulți factori. da Construind o relație bună acasă, ducându-i la biserică, purtându-i într-o școală creștină și lugojoare până la clasa 12, -a, deci de la grădiniță de la 3 ani până la clasa 12, ai o șansă în plus să implementezi așa, la nivel, la nivel profund, valorile creștine. Și ai o de o speranță că duci mai departe valorile. Deși n-am povestit asta înainte, n-am spus că o să discutăm despre asta, dar hai să povestim puțin. E lucru care mă frământă de o perioadă. Cred că e nevoie foarte mare de școli creștine și de biserici care să investească în așa ceva da. în vremea care ne stă în față, să punem copiii la post, cum mai zis da. uh, Și să nu mai investim atât în alt fel de pietre. Acum mai, mai, mai sunt mai multe probleme și provocări. Nu toți au viziunea asta mă refer acum și la credincioși, și la biserici, vorbesc pe ansamblu, nu toată lumea are viziunea asta, că dacă am avea toți viziunea asta, poate că ne-am dat mână de la mână și să investim toți în lucrarea asta. Dar, din păcate, nu prea simt oamenii. Știi? Și e greu cu fondurile. Deci abia supraviețuiești o Da, da, da. Deci, ai zis bine, abia supraviețuiești. Aici, în Timișoara, Liceul Teologic Baptist are, și interesant, școală de creștină, da? fondată de baptiști, susținută de baptiști, și vin oameni din afară, inclusiv, nu știu acum dacă îi permis, dar eu zic, copii din familii musulmane, sau cel puțin tatăl era musulman venit din Siria, Libia, eu mai știu de unde, au venit cu afaceri în Lugoj și și-au adus copiii la noi au venit din mediul catolic, din mediul ortodox, practicanți sau nepracticanți. Și am întrebat pe unii dintre părinți, mă zic, dar nu vi frică că vi doctrinăm? Pentru că asta e una din fricile oamenilor că, ai, dar ce vrei să mi-l pocăiești? Dar ce vrei să mi-l îndoctrinezi? Noi facem religie baptistă. Am făcut mai întâi caracterul și am făcut o de la clasa pregătitoare până la clasa 12 -a. Deci am luat o de la nivelul cel mai de jos, potrivit cu înțelegerea lor. Da, cântăm un cântecel despre tema respectivă, facem un joc, urmărim un filmuleț ca să întipărim nevoia de adevăr. Îi spun o poveste cu un elefant care spune o minciună și după aia să vezi unde ajunge el cu minciuna, că minciuna de fapt nu are picioare lungi, care picioare scurte. Și scoatem în evidență cât de important este să spui adevărul. Și îl învăț asta în clasa 1 și reiau în clasa 5 aceeași temă ca să consolidăm, da? El în 4 ani poate, uită. dar rămâne ceva acolo, o sămânță. Reiau tema și poate o reiau de 2-3 ori și o mai reiau o dată în clasa 9. Da, uh, cred că e mare nevoie și acum încă un lucru Poate zice cineva că fac reclamă la vreo școală? Nu, nu cunosc nu, nu, nu. Liceul Liceu Baptist de aici, din, din Timișoara. Știu că are rezultate foarte bune și foarte greu e să intri acolo. că mea aș dorește să ajungă la o astfel de școală în următorii ani, sau cel puțin una din fete sau amândouă. Păi asta am vrut să-ți spun. Că le-am zis părinților, mă dar nu-i frică că îi îndoctrinăm. Nu! Nu, nu, nu! Sunt oameni care, chiar dacă nu sunt practicanți, deci creștini practicanți în religia lor, în biserica lor, în cultul lor, totuși își trimit aici pentru că au văzut, pe de-o parte, raportarea cadrelor didactice, noi punem preț pe oameni, încercăm să le dăm o valoare copiilor, ei nu sunt doar obiectul muncii noastre. Știi? Adică sunt mai mult de atât, ne interesează nu numai transferul de informație dinspre profesor spre elev și apoi o evaluare și notare. E mult mai mult de atât. Am pus accent pe construirea de relații, să construim punți către ei, să ajungem la sufletul lor, să le construim un mediu ambiental plăcut ca să se poată dezvolta. Deci, pe de-o parte, condițiile materiale, pe de-altă parte, condițiile psihice, emoționale. Și gândește-te că au fost copii care au venit și au spus Păi aici mă simt ca acasă. Da, eu știu. Eu am fost da, într-un liceu și, creștin. Da. Și uite că da, tu m-ai chemat în calitate de pastor, eu acum nu mai sunt profesor, sunt doar pastor, în calitate de pastor și m-ai prins acum și m-am entuziasmat și vorbesc despre școală și aș putea să vorbesc până închiz podcastul și o să vezi când trecem pe partea de pastorală s-ar putea să, să, mă sting un pic. Da, da. Nu, de văzut. Dar e, foarte important să discutăm despre asta. Și fii atent, n avem locuri suficiente deci asta ar fi o Dar nu avem spațiu. Și aceeași problemă e și la liceul Baptist din Timișoara. Cererea e mare, de asta ajunge greu. Cererea e mare, nu e spațiu. S-ar putea construi, ne-am putea extinde, dar nu avem în bani. Și oamenii încă nu înțeleg și asta știi ce mi-e ciudă. Este o carte a lui Albert Moller parcă mai era ceva acolo, între Albert și Moller, parcă mai era ceva un J, nu mă contează. Pericol iminent. Și venea și spunea în introducere că ăsta a fost premierul Marii Britanii, Churchill. După primul război mondial, Churchill a spus în Parlamentul Marii Britanii: lucrurile nu s-au nu terminat aici. Toată lumea s-a relaxat după primul război mondial și a zis: Bă, gata. S-a terminat războiul, s-a împărțit teritoriul, am rămas cu pagube, cu victime. Churchill a zis: oameni buni. Tensiunile sunt mari. Guvernele nu sunt mulțumite, președinții nu sunt mulțumiți, vor mogni câțiva ani și va începe un al doilea război mondial. Toți au zis că e nebun. Nimeni nu l-a crezut. Omul a fost vizionar. Când a început al doilea război mondial, după cine credeți că s-au dus să vină și să conducă? Păi, da, dar el ce-o vrut să facă? Fiind vizionar. El a vrut să fie cu un pas înaintea popoarelor, înaintea Europei, a lumii, ce nu a fost numai un război european, a fost un război mondial. El a vrut să fie cu un pas înainte și a spus, trebuie să ne pregătim pentru un al doilea război mondial. Timp. Să ne pregătim armată, să ne pregătim economie, să ne pregătim armament, avioane, tot ce trebuie. Și nu s-au pregătit. Și atunci vine un al doilea război mondial și te ia prin surprindere. Și aceeași problemă aici, de asta cartea a fost numită Pericol iminent sau pericolul, nu mai mi-am aminte că am citit-o trecut, pericolul iminent, noi ar trebui să fim vizionari, dar când vine valul peste noi și ne fură copiii, când, știi, mă deranjează când vin părinții, frate, sodus, sodus, joacă pe cănele, se drogează, be, fumează, stă în concubinaj, nu s o însurat, nu s o pocăit, crescut în biserică, în familie, vorbesc strict de ai noștri. Frate, dar ce nenorocire, dar ce dramă. Bă, bun, am înțeles. Dacă când ți-am spus eu, când era el mic și ți-am spus ai nevoie să investești și să fii cu un pas înaintea lui și înaintea societății, ai zis că suntem nebuni. N-ai fi scos 10 lei să dai, să construim o clădire, să mai facem o clasă și să-ți bași copilul acolo. Nu. Ai zis că duc eu copilul la pocăiți. N-am bani să plătesc pentru el. Și l-ai dus la... Unde l-ai dus? Na. Acum culegi roadele a ceea ce ai semănat. Și ce ne stă în față, pare că va fi greu pentru... Da. și pentru totuși bine. suntem, încă suntem mulți. Deci, suntem. încă suntem mulți. Vorbesc acum strict de Timișoara Lugos, da, da? Da. Și împrejurim. Încă suntem mulți. Mă gândesc că dacă păstorii, dacă bisericile ar, ar avea viziunea asta a investirii în școli, în copii. Oh, că mă, eu, cum să spun, păstor, dar lucrez cu tinerii și e un lucru care mă deranjează că acum Lugojul nu se mai pune problema. Biserica investește în tineri, avem avem libertate, nu dar. Când m-am pocheta cu 15 ani, tineretul era o problemă. Abia scoteam 50 de lei să fac ceva cu tinerii. Abia scoteam. Trebuia să, să iau pe șâștache de la unul. Frate, nu vrei să faci o donație, vreau să fac ceva cu tinerii. Greu, nu prea să investea în tineri, știi? Lugușul investește, dar eu vorbesc pe ansamblu, dacă ne-am pune mână de la mână și am face, altfel ar arăta. Domnul să ne deschidă Amin. inima și mintea. Americanii dau pe mâna copiilor avioane de milioane de euro. Pe mâna copiilor, la 21 de ani, câți ani au? Sunt copii, nu? Da. În școala de aviație. Și le dau pe mână să piloteze avioane de milioane de euro. Și noi nu avem un strop de viziune și nu suntem în stare să riscăm și să dăm zeci de lei sau sute de lei, nu milioane de euro. Prima dată, cred că nu dăm încredere da. ca să poată să meargă și pe picioarele lor și când ne va lovi valul ăsta al societății moderne, ce moderne, transmoderne deja, deja suntem aici. Da, încă noi avem în, în spațiul ăsta balcanic avem o întârziere, știi, la noi vin lucrurile mai târziu. Mai avem mai avem câțiva ani, 2-3 ani poate până se implementează la nivel guvernamental. Hai să mai zic o chestie. S-a făcut în România referendumul pentru familie. O țară creștină. Da. Trebuia stipulat acolo că familia este întemeiată dintr-un bărbat și o femeie, fiind stipulat acolo că familia este alcătuită din soț, soț e discutabil. Știi că în litera legii, în tribunal, poți să te joci, avocații meseriași, pricepuți, cu se trebuie. joacă cu litera legii, jonglează și își obțin interesul. Ce sunt soții? Oh, Doamne. Și au ieșit românii noștri creștini de 2000 de ani. Și no. noi suntem peste 90% declarați creștini. Nici declarați. ai noștri pocăiți în au ieșit. Din păcate. Și... Lasă-o așa. <laughs> da, e foarte mare nevoie ca în vremea asta să tragem un semnal de alarmă, să nu ne trezim ca și cu pandemia, știi? Vine pandemia dintr-o dată și bisericile nu au știut să o ia. Băi, ce facem acum? Stăm acasă, ne întâlnim. Așa se poate întâmpla cu următorul val care vine, că toți suntem în, în perioada asta, ne-am învățat cu valorile, știi? Da. Și știi că nu ne-am putut adapta. Deci, noi ne reconfigurăm foarte greu, foarte greu. Și asta e tot din lipsă de viziune. Ne-am reconfigurat la noua realitate cu pandemia cât a fost, foarte greu. Și ne-am trezit că noi, de fapt, am știut ce avem de făcut după ce a trecut pandemia. Din exact pacate. ca uh, firmele de dezăpezire și primăriile. Fiecare an ne ia prin surprindere. Ne prin surprindere. Mă, dar n-ai știut că vine iarna. Iarna vine în fiecare an. Da, ei și e tot când. prin surprindere. n când. Uite așa suntem luați prin surprindere. Dar cel puțin pe tărâm spiritual nu ar trebui să fie așa. Nu-i normal să fie așa, pentru că Pavel vine și spune voi nu sunteți în necunoștință de planurile satanei. Așa zice Pavel, dar e optimist, că noi cam suntem în necunoștință. Și aici... dacă suntem și nu luăm atitudine, înseamnă că suntem altfel. Nu vreau să zic eu direct. Nici eu. <laughs> adică, hai să, hai, hai da. să revenim puțin la, la discuția care am avut-o despre tine. Lasă-mă Povestește-ne puțin cum te-ai întors la Domnul. Lasă-mă pe mine, știi? Hai că vreau să vedem cum, cum ai a ajuns, cum a, Domnul te-a luat de copilărie... Și uh, astăzi ești unul din slujitorii Bisericii Harul din Lugoj. Uh, Steve Jobs, înainte să moară, o avut la o universitate... Bineînțeles că înainte să moară, că nu după ce a murit. <laughs> Știi, ca întrebarea Eu Iuda, când și-o scris epistola? Înainte să se spânzure sau după? <laughs> Uh, o a avut la o, o universitate. <laughs> Îi voie să râdem. Nu, e trist. E foarte trist păi podcastul ăsta Fratele David Nicola ne povestea că a fost cândva la seminar o astfel de întrebare, la admitere, ca să-i testeze pe tine să vadă. Serios? Mm -hmm. Și imaginează-ți că unii erau în stare să spună că. Că da. După. <laughs> nu știu. <laughs> Bagă la seminar. fă pastor. <laughs> nu știu. Uh, era la o universitate, a ținut un discurs. Fine. Și în discursul lui avea la un moment dat ideea asta connecting the dots. El a trecut prin niște situații. Știi că el a fondat Apple-ul și a povestit cu Vozniac cum a fondat Apple într-un garaj și la un moment dat a ajuns să piardă Apple-ul, firmă. O fost dat afară. Asta zicea, am fost dat afară de la propria mea companie. Când treci prin situațiile alea, e foarte greu când treci prin anumite situații. Dar zice, când mă uit în urmă, asta e ideea cu Connecting the Dots, când mă uit în urmă și fac legătura între evenimente, îmi dau seama că toate lucrurile astea au fost spre binele meu și spre un progres. Teologic, eu nu prea sunt prieten cu calvinismul. Teologic. <rângh> Am mai multe argumente și datorită susținătorilor și promovat Pro promotorilor, cum le zici la ăștia? Cei care promovează. Așa, promovatorilor. N-am -am găsit să-mi placă. Okay. <laughs> Mi se par agresiv În fine, asta e altă discuție. Dar când mă uit în urmă la, la traseul vieții mele și conectând așa situații și evenimente, când am trecut prin ele, mai a fost greu. Au fost situații când n-am avut o perspectivă, când n-am avut un orizont. Dar când mă uit în urmă cred în predestinare. <laughs> adică văd mâna lui Dumnezeu cum m-a purtat. M-am născut la Hunedoara, dar, na, să zic așa, zic că am avut ghinionul. Noi nu credem în noroc și în ghinion, dar a fost o neșansă pentru mine. Părinții mei s-au despărțit de vreme. Și mama a plecat la mama ei, la bunica, eu n-am avut nici bunic. Au fost două femei într-o casă și eu, un copil. Mai și-am avut o copilerie grea. Da. Uh, au fost aspecte frumoase, aspectele satului. Eu mă identific ca fiind țăran. Nu în sens peiorativ. Da, în sensul ăla frumos al cuvântului. Exact. Țăranul care a făcut răscoală, țăranul care și-a cerut drepturile, noi vrem pământ. Țăranul care a avut principii și valori. Țăranul a muncit. Mai pentru Țăran nu era uh, ideea de furat de șmechereală. Țăranul s-a însurat și chiar dacă n-a avut o căsătorie fericită, și-a dus, domnule, căsătoria până la final. Țăranul a făcut copii și a crescut. Știi? Deci sunt da, niște da, da, valori străvechi, strămoșești. Am crescut în spiritul ăsta și îmi spuneau bătrânii. La... Am trei sfaturi aici pe care le-am primit de la bătrânii noștri din sat, mergând cu vacile în stânga, în dreapta, na, văzând că e greu. Primul lucru mi l-au spus bătrânii din sat, mă copile, tu poți să ieși din familia ta și să-ți faci un viitor a tău și o viață ta dacă vei asculta. Dacă vei asculta de părinți, dacă vei asculta de profesori, dacă vei asculta de cei mai bătrâni, pentru că cei mai mari, profesorii, părinții, cei mai bătrâni au sfaturi înțelepte și au vorbe bune. Dar să asculți, să înveți să asculți. Și am ascultat. Doi, să muncești. Pe ce pui mâna să faci. Să nu te dai niciodată înapoi. Că de lucru nu a murit nimeni. Să muncești, să nu-ți fie rușine să muncești, munca nobilează, orice ar fi, orice. Și am muncit. Și am muncit pe brânci. Și trei, să înveți. Că cine are carte, are parte. Am învățat de vreme. Am fost premiant. Am citit. N-aveam televizor, n-aveam un radio. Mergeam cu vacile și citeam. Numai că, din păcate, mai târziu m-am pierdut. Dar asta e o altă treabă. Uh... În ce fel de familie ai fost? Uh... Ce religie aveți? Păi ca religie eram ca toată lumea, ca toată țara, să zic așa, eram ortodox, dar nu, nu știu cât de practicanți. La Paș, la Crăciun, eventual, știi, când vin momentele mai grele, când nu ne descurca, mai zicea, Maic, mă mai, mai du-te, bă, copiile, la biserică, că poate pe tine te ascultă Dumnezeu, că aveam impre... nu că aveam impresia asta, era mentalitatea asta că sufletul de copil e curat. E mult mai corect și bătrâni. Sau... Da, noi deja am făcut la viața noastră. Mă, pe copii, ascultă Dumnezeu. Și să știi că îi ascultă. He, noi ne duceam numai că n-aveam conștiența de Dumnezeu. Noi mergeam la biserică și ne plictiseam, așteptam să treacă, mai stăteam pe afară, ne mai urecheau unul altul, hai mă băgați, mă ați veni, vorbiți aici, povestiți. Nu, nu eram conștienți de ce se întâmplă asistam la un ritual. Știi? De asta spun, nu eram conștienți de existența unui Dumnezeu măreț, sfânt, atotputernic, creator. Mergeam la biserică, na, unde să ține o liturghie. N-am fost învățați, n-am avut educația asta religioasă, să Din zic. păcate, nu? Din păcate. Da. Am avut, na, a fost greu, dar au fost și aspecte frumoase. Spune-ne puțin că sunt sigur că tineri ne urmăresc, sunt o parte din ei tineri. Uh, și la mulți li se par povești Cum au fost când am trăit noi Eu am aceeași vârstă ca tine Da. da? Și, uh, și nouă le-a fost Nu greu, foarte greu Ce însemna greu pe vremea aia? Poate lor li se pare o poveste În clasa patra M-am dus la școală Cu O geacă veche uzată, căpătată Învățătoarea la un moment dat Mi-a dat geaca ei Uh, cu greu, cu greu reușea mama să-mi cumpere iarna o pereche de ghete. Uh, N-am avut televizor. Adică aveam, stai un pic, aveam, da, era degeaba, TVR1, atât aveam, la care era politică, jurnal, nu ne interesa ca copii, emisiune în limba maghiară, emisiune nu știu ce, minoritățile, seara un film expirat o jumătate de oră de sene animate. Deci pentru copii era o jumătate de oră. Da. Atâta. Eu nu știu că noi n-am avut televizor, n-am avut voie să avem. Ah, uh -huh, mai rău. <laughs> Na. Mergeam la vaci și îmi dădea bunica o jumate de, nu jumate, un colț de pâine să am la mine. N-am avut mâncă. Eu n-am știut, știut ce-i sucul până hă -hă, când am descoperit eu Coca-Cola la liceu. Erau sucurile alea, la Tec. Alea. Am băut într-o vară, m-am dus în vizită la taică știi, ca cel care n-are, știi. <gri> și era un leu, parcă paharul, la mare, și atâta am băut până m-am vomitat, până mi-a fost rău. Era bun, dar nu mai știam, nu știam ce e ăla. Era apă cu culoare <gri> și puțin zahăr. Groaznic. <gri> și atunci munceam. Deci noi munceam de mici. Uh, încă eu am avut un vecin, el acum e preot ortodox, am crescut împreună. El era mai mic ca mine cu un an, deci nu pleca în clasele primare. Nu pleca de acasă dimineața până nu mulgea vaca și nu dădea la găini, la porci, nu dădea de mâncare, pentru că părinții lui plecau pe la șase la câmp. Șase, șapte, plecau de vreme. Și el, copil de clasele primare, rămânea acasă. Eram și eu mirat. Eu eram în clasa 4, el era clasa 3 și eram mirat că în clasa 3 mulgea vaca. O să dați ce mâini avea. Da? Și îi lăsau în grijă responsabilitățile astea. Acum, mama s-a recăsătorit și atunci au venit un bărbat în casă și munceam, dar aveam responsabilități mai, mai ușoare, să zic așa. Dar din clasa 4 -a am săpat, mergeam la câmp și săpam. Da. da. Când veneam de la școală, nu mai aveam bilet, ai mâncare acolo. Și atunci dai la găini, dai pui apă la pui, dai la porci, dai apă la vacă. Na, am avut cal. Așa a fost. Foarte faine vremuri. Am ajuns mai, și. o fost și greu. Știi, nu a fost ușor să sculatul no, de vreme no. și muncitul. Și... Dar au -a avut și partea ei frumoasă. Și am fost păziți de o grămadă de probleme. Asta vreau să zic. De exemplu, mă mai întreabă tinerii de pornografie... Băi, nu știu n știut ce e aia, mă. Adică, prin clasa 5 a văzut într-un ziar gen cum e fe femeia, fata de la pagina 5. Care totuși e doar, nu știu, are ceva pe ea, nu e dezbrăcată de tot. În rest, noi n-am, avut un să vedem. Nu era, n-am, am fost cutiți din punctul ăsta de vedere. Și atunci a, fost mult mai ușor să ne căsătorim și să ne păstrăm curăția. Pentru că aveam totuși o puritate a minții tot ce aveam era imaginația. Dar imaginația cu ce o hrăneam? Pe în clasa 5 am hrănit cu Jules Ver. Știi? Ce dai? Bă, încercam să ne imaginăm noi. opt 8 săptămâni în balon. Călătorie spre centrul pământului. Cum Dumnezeu Centrul pământului. Insula cu elice. Bă, lasă-mă, știi? Da, încearcă și imaginează-ți elicea la insulă. Da, da, era un lucru foarte bun, că spune mintea la contribuție, imaginația. Da, Iară. m au virusat pe altă parte, știi? Că uite, nu mai mă opresc din vorbit. Și... <laughs> da. <laughs> da, da, și asta e un dar dacă îl folosești înspre bine, nu? Mă lupt. Mă lupt să-l cizelez. E o luptă până la sfârșit, că viața asta e o luptă. Povestește-ne cum te-ai întâlnit cu Dumnezeu, în ce circunstanțe. Păi asta spun, că m-am pierdut, deci aveam valorile astea nu erau neapărat creștine, dar erau valori străvechi, valorile țăranului. Dar când am plecat din sat, am plecat la școală, măi, m-am lovit de complexul de inferioritate. Am plecat la orășelul nostru Făget și, na, erau tot felul de copii. Eu eram un pic mai în urmă. Financiar, știi, vestimentar, se simțea. M-am simțit. Și încercând să lupt cu complexul meu de inferioritate, și neavând pe cineva care să mă înțeleagă, n-aveam cu cine să vorbesc, m-am pierdut și m-am băgat așa în niște anturaje care în liceu s-au consolidat mai puternic. Că ne-am apucat de băut, de făcut prostii, în clasa 11, de exemplu, într-o seară de joi am băut și am plecat cu o mașină um, și am dat cu ea în și am ajuns în tribunal, toată noaptea am dat declarații, atunci de acolo am ajuns în tribunal. Aveam trei capete de acuzare. Până la urmă, cel care a fost la volan a fost condamnat. Trei ani și jumătate de pușcărie cu suspendare. Conducere pe drumuri publice fără permis de conducere, cond conducere pe drumuri publice în stare de ebrietate. Ne-a băgat și la furt, dar până la urmă, cu intervenții, proprietarul și-a retras plângerea, nici noi n-am furat-o, nici el nu ne-a dat-o. <grijos> ne-a lăsat să stăm în mașină. A, -a, l -a, l -a, -a și... să stai și voi ați luat-o și să Da, el a vrut să facă o faptă bună să ne ducă acasă. Așteptați-mă aici că mă duc să conduc o fată până după colț, să o duc acasă. Că eram la o petrecere. Și noi l-am așteptat de pe lume, l-am așteptat în gard, știi? <grijos> noi am să dăm și noi o tură, să fim șmecheri prin oraș. Și așa am ajuns să ne pierdem, știi? În complexul ăsta de inferioritate, cât, câte necazuri ne au făcut. Din dorința de a fi acceptat, apreciat, știi că există două feluri de, de a te promova. Eminem s-a promovat prin scandal. <răzări> păi, na, când s-a promovat Eminem, asta ascultam, știi? Da. Eminem s-a promovat prin scandal. Dacă nu te poți, deci poți să rămâi în istorie prin creație sau poți să rămâi ca Hitler prin război faci ceva bun sau faci ceva rău. Oricum vei fi în centrul atenției. Asta spun acum din pedagogie de la copii. Dacă nu ai cu ce să performezi și nu ai cu ce să ieși în evidență, vei face rău. Și cel care nu reușește să performeze, va practica bullying-ul. Acum e la modă termenul de bullying. E. Verbal, fizic. Da. Uh, Era în sat la noi o femeie, noi am numit-o mai târziu o sfântă. Numai că mai târziu spun, pentru că atunci când era, n-am înțeles-o. Era o femeie pocăită, dar în adevăratul sens al cuvântului. Femeia asta mergea cu celelalte femei. Femeile lucrau pe împrumut. Într-o zi mergeau la una la sapă, că se dădu singur în holdă, bărbații mergeau la coasă, de exemplu, mergeau la pădure, mergeau la lucrurile mai grele și femeile mergeau la sapă. Și se împrumutau. 3, 4, 5 erau acolo. Ea cânta cântări. Cântări din cântările Evangheliei. La masă, când mâncau masa de prânz, se ruga. Nu le lăsa pe femei. Trebuie să binecuvântăm mâncarea. Când mă vedea, nu știu, eu am lucrat, fiind așa mai sărac, am lucrat la toți oamenii din sat și am mâncat pe toate mesele. Și oamenii mă plăteau cât era. Știam să fac toate muncile după masă, când veneam de la școală, mergeam la lucru. Femeia asta era doar ea cu bărbatul în sat, copiii erau plecați, erau bine mersi. Și aveau și ei gospodărie, pământ, animale. Și mă luau la lucru, dar femeia asta întotdeauna mă cinstea mai mult decât făcea lucru. Îmi dădea și bani, îmi dădea și de mâncare și tot timpul vorbea frumos. Și îmi spunea David, păcat de tinerețea ta și de frumusețea ta să te risipești în păcat. Măi copile, dacă te-ai pocăi, poate că Dumnezeu te-ar chema să te facă și un slujitor al lui. Eu disprețuiam vorbele ei la momentul ăla. Nu înțelegeam. Slujitor. Nu fusese niciodată la pocăiți. Când au venit niște pocăiți la noi în stat să facă evangelizare la Căminul Cultural, noi ne-am dus câțiva băieți la ușa din spate Căminului și ascultam, trăgeam cu urechea și a predicat un predicator, așa știi, uh, puternic, așa pasional și la un moment dat a citat versetul din Apocalipsa Iată eu stau la ușă și bat și noi ne-am pus cu o ploaie de pumni pe ușă, am râs și am fugit. Da, atât s-a putut, știi? Deci nu aveam nu aveam cultură religioasă și nu, nu ne plăcea. E, dar femeia avea și bărbatul nepocăit. Nu știu de unde s-a legat ea de mine și așa i s-a pus ei inima că, că mă pierd și mă risipesc, că tot timpul îmi spunea lucrurile astea și îmi spunea lucruri frumoase. Tu ești prețios, tu ești valoros, tu ai viitorul înainte, tu poți face, de ce să strici când poți să construiești? Îmi plăceau pe de-o parte vorbele ei, dar n-aveam putere să fac. N-aveam putere și să fac. Nu ceva. avea atitudinea de respingere sau să colești? Păi mă mai, mai ascundeam, mă mai ascundeam de ea când ne auzeam vocea pe stradă, mă mai ascundeam să nu dau de ea. Dar cum spun, pe de-o parte îmi plăceau vorbele ei, pentru că astea nu sunt vorbe comune, vorbe obișnuite. Nu auzi pe toată strada. Câți oameni au spus ție, tu ești frumos, tu ești tânăr, tu ești valoros, tu ai viața înainte, tu ai viitorul înainte, de ce să te pierzi, de ce să te risipești, de ce să strici când poți să construiești? Câți oameni au spus lucrurile astea? Nu mulți. Știi? Nu, aici fac o paranteză pilda samaritanului milos. Un om obișnuit, un om de rând, ca fiecare dintre noi, că i pildă, cobora de la Ierusalim la Erihon și a căzut între tâlhari. Deci omul ăsta era bine mersi. Din exterior, o forță îl dărâmă. Forța asta din exterior poate fi boala, necazul, o suferință, o dezamăgire. Poate să fie o dezamăgire în dragoste. Nu au fost care stresul, o depresie, e o forță din exterior. Pot fi niște oameni răi. Eu am avut în clasa nouă, de exemplu, cu o forță din exterior. Un băiat a fost atacat de câini și a făcut, a făcut diabet. Deci în clasa nouă era dependent de insulină, de la o spaimă când l-au atacat câinii. E o forță din exterior. Tu aveai viața ta, erai bine, mersi, dar ceva ți-a stricat viața. Da, acum, fiate, îmi vine partea cealaltă. Omul ăsta, fiind dărâmat de o forță din exterior, nu are puterea și energia necesară să se ridice singur. Nu s-a ridicat. ridicat. A avut nevoie de o forță din exterior să-l ridice. Cineva din exterior l-a dărâmat și cineva din exterior l-a ridicat. Și sunt așa de puțini oameni ăștia ai ridicării. Femeia asta îmi spunea vorbe frumoase, dar nu, nu, nu a știut, era limitată. Era trecută de 60 de ani, către 70 de ani. Nu a, nu a avut resursele necesare, cunoștințele necesare, abilitățile necesare să mă, întindă, să mă întindă o mână eficientă, să zic așa, ca să mă ducă mai departe. Mă entuziasmeau și stârneau niște emoții în inima mea. Dar ca să căzută căzut între spini, dar ca să căzută căzut în drum. Dar poate n-a avut măgarul cu... pe care să te urce și să te ducă. Da. Da da. Da, 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 da. Deci, astăzi vorbeam cu cineva de referitor la asta. Că sunt unii oameni ajuns într-o stare în care nici măcar nu mai au putere să strige. Da. Și cineva da. trebuie nu numai să meargă și să-i ridice, să-i și ducă, să și plătească pre prețul pentru ei și cred că sunt puțini astăzi. Lasă să ne închemați. Nu contează cât sunt, important este ce facem noi. Așa să fie. În paralel, în paralel, pentru că istoria întoarcerii mele la Dumnezeu se întâmplă pe două fronturi. Pe de o parte e femeia asta, pe de altă parte am prins drag de o fată de la mine din clasă. Era un contrast între noi, doamna și vagabondul. Ea era în prima bancă, premiantă, elegantă, dar nu era din familie de pocăiță. Dar avea niște valori. Eu, în penultima bancă, ăla cu prostiile, cu absențele, cu notele mici, când în liceu deja mă pierdusem, știi, nu, nu mai învățam. Corigent pe câte un semestru sau la limită. Și m-a dus într-o zi să-i zic că mi-e dragă. Băi, mi-a făcut vânt. Mi-a dat viteză cât am fost eu de șmecher, să zic așa. Nici n-a stat cu mine la discuție. Asta era în clasa 10 -a. Eu am avut un vis din copilărie. Mi-am dorit să-mi fac o familie cum eu n-am avut. În care să dezvolt dragostea în familie, să construiesc o căldură asta a căminului, o armonie, să am copii și o să fiu tată pentru copiii mei și... Înțelegi ce vreau să zic. Da. Mi-a lipsit. Ce-a ce era... lipsit? Ce am lipsit. Tatăl meu era departe, era la 100 de kilometri, ne vedeam de 3-4 ori pe an, de două ori mă luam vacanță și de două ori poate veneam vizită tea o oră, două și pleca. Venea cu trenul, complicat. Măi, mi-a lipsit, știi, modelul parental masculin. Prin urmare, nu știu să fac mai nimic din domeniul practic. Și asta mă gândesc că din, din lipsa modelului parental masculin. Și mi-am dorit să fac eu. Măi, uitându-mă în jur așa, mă orientam la fete. Am vorbit cu mai multe fete, dar niciuna nu corespundea visului. Dar fata asta, când am, am cunoscut-o, a corespuns. Dar m-a respins. Doi ani m-am ținut de ea. Nu mi-a dat nicio șansă. Am terminat liceul. La terminarea liceului, înainte de bacalaureat, cumva, eu nu mă lăsasem de ea, cumva parcă mi-a permis să mă apropii mai mult. Și ne mai trimiteam câte un mesaj, mai vorbeam la telefon, dar nimic serios. De-o mă de o speranță. Eu vedeam în ea împlinirea visului, dar eu nu eram ceea ce trebuia. Deci tot nu puteam împlini visul pentru că eu eram cel care strica armonia, dacă ar fi să o luăm din punctul ăsta de vedere. Ea a plecat la facultate și noi tot, tot mai vorbeam. Și la, aici, la Timișoara, la, a venit la Universitatea de Vest, a stat în chirie cu mai multe fete și trei erau pocăite și două nu, erau cinci în apartament. Colega ei de cameră era pe era pocăită. Da, una de asta de treabă, de calitate, știi? Să <laughs> facem mențiunea. Asta e bun. Și fata asta, hai să citim o evanghelie seara, hai să citim un psalm, hai să ne rugăm, să ne ajute Dumnezeu să ne duce la îndeplinire sarcinile Soția mea a devenit o simpatizantă a evanghelicilor, a pocăiților. Că fetele astea, nu, mergeau la o întâlnire de tineri la poarta cerului. Hai la Elim, hai la Betel. Era sloganul pe vremea dacă e marți, mergem la Betel. Ai fost la Betel pe vremea Nu, eu n-am deci, fost în zona asta, așa a, că nu. Ok. Deci, deci marțea Betelul, acum 15 ani, marțea, că na, după aia m-am pocăit și eu și mergeam. Păi, era full, era era la modă, mă, era trend. Mergem la Betel. Deci nu puteai să stai marți acasă. Știi? Și mergând, ea era simpatizantă, dar nu avea cercetarea asta a Duhului Sfânt. M-am anunțat într-o într săptămână, m-am anunțat că vin într-o joi la Timișoara. Eu am vrut să o invit în oraș, știi, să mă apropii mai mult. Și am zis că am vineri dimineața o treabă în Timișoara, dar n-am cu ce să vin, n-aș putea dormi la voi. Aburel, ce treabă aveam eu în Timișoara? <laughs> <laughs> Știi, mă, bărbații nu? Da, logic. Și ea mă, eu în calitate de foști colegi de liceu, da? Ia să hai să întreb pe colegele mele, a, până la urmă le-au zis, bine, dar doarme pe podele. Păi, a, că doar pe podele, ce să fac? Pus acolo o pătră, și am venit hotărât să, să, o invit în oraș, adică să încerc să o cuceresc. Colega ei de cameră s-a gândit așa când a auzit că vine în Timișoara, băi, o știu ce intenție am, Asta o să o ducă de tot în lume. Asta o să strice tot ce am construit. Și fiate, s-a pus și s-a rugat și a zis, Doamne, nu-i lăsa să se împrietenească. <laughs> Dar în timp ce se ruga, mărturisește ea, ce Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat și a zis, te rogi rău, nu te rogi bine. roagă și pentru el. Mâna din exterior. roagă și pentru el. Să se pochească amândoi. Bă. Gata, Doamne. Schimba rugăciunea. Doamne să vină, dar să se pochească. Ai milă și de sufletul lui David. În ziua când am venit în joia aia, i-a ținut post. Când am ajuns la ele la apartament, colega ei, mă, colega lui nevastă mea, m-a așteptat. Mi-a făcut un ceai, m-a primit bine. Bă, dar nu plecat din cameră. Eu așteptam să plece din cameră și o să-mi exprim intențiile față de colega mea de liceu. Nu a fost a mea colegă de liceu. Și a tot acolo. Și la un moment dat, ea a luat cuvântul și a luat inițiativa și a zis, David, astăzi este joi. Știi, de parcă eu venisem din copaci și eu nu știam ce zi este, știi, pe modul ăsta numai că vine și o continuare. Iar noi, joia, obișnuim, fii atent, obișnuim să mergem la biserică. N-ai vrea să vii cu noi? Aveam părul lung până la umeri. Aveam un hadorac alb, așa știi, cu buzunarele mai jos, o pereche de blugi din ea largi, așa se purtau atunci cu craci la genunchi și adidaș cu două numere mai mari. <rători> Mi-am pus un zâmbet fals, m-am gândit. Știi, când îți vezi moartea în fața ochilor, când, într-o fracțiune de secundă, trece Înțeaminte toată tot. istoria vieții tale prin, prin înaintea ochilor tăi. Așa am fost eu atunci. Imediat am făcut niște conexiuni. Dacă refuz, asta o să zică, bă, dar cine e ăsta? Eu m-am gândit, fetele vorbesc între ele, sunt prietene bune, stau aici, petrec o grămadă de timp. Și era și. Uh cum se cheamă asta, vorba asta printre tineri, că dacă o cucerești și pe prietena ei, știi, ai o șansă în plus. Oricum, puteai să zici că e o capcană, gata. <laughs> și mi-am pus un zâmbet fals. Și am zis, oh, chiar aș vrea să merg, n-a fost în viața mea, sună interesant. Dar în sinea mea a zis, ah, mă, cu noi muri. În ceasul ăla a murit. În ceasul ăla am murit față de lume și am înviat față de Hristos. Slavă Domnului. O dată în viața mea am fost și în seara am Dar am că istoria merge în paralel. Femeia asta de la mine din sat, sfânta asta, s-a rugat în, din primăvară. Eu asta m-am predat toamna, înainte de Crăciun, prin noiembrie. În primăvară, femeia asta s-a apucat să postească două zile pe săptămână, nici apă, nici mâncare. Și mergea la sapă și la fân. La strâns de fân. Și s-a rugat pentru mine și pentru bărbată sus și a zis, Doamne, să-i pocăiești, să-i mântuiești. Când i-a spus păstorului ce are de gând să facă, păstorul i-a zis, mă, e sora Rodica, ai să mori. Dacă continui așa, măcar apă să iei. Și răspunsul ei a fost, să mor. Da, să mor. Da, ăștia doi să se pocăiască. Și a pus un semn înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, voi ști că mi-a ascultat rugăciunea dacă ei se vor boteza împreună. Și Dumnezeu a făcut mai mult decât a cerut ea. Că împreună cu mine și cu bărbatul său, s-a botezat și nevasta mea. Slăvit să Doamne. fie Dumnezeu. Deci soția ta a devenit da. cea din Da, din vis. Ceea ce mi-am dorit. Wow. N-am știut ce am făcut <coughs> în seara aia. Deci n-am știut ce am făcut. Când te-ai predat. M-am întâlnit cu o prezență dumnezească. Băi, m-a luat un tremurat și un plâns de parcă mi se despoia carnea de pe oase. Fără să știu expresii din Biblie, mi-am bătut, literalmente, mi-am bătut pieptul și am plâns, fără să știu să mă rog, am zis, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, fii de aici, Duhul lui Dumnezeu mă cerceta. Ai milă de mine păcătosul și altceva n-am putut. Am repetat ca un om bolnav. Am repetat și mi-am bătut pieptul și... Deci, așa am simțit sfințenia și prezența lui Dumnezeu că am crezut că mor. Și m-am predat. Fetele au văzut ce se întâmplă. De când noi când am intrat în biserică, era un ușier, la Elim am fost, era un ușier cu necuson și zice, mă scuzați dumneavoastră, sunteți băiat sau fată? Nu-și dădea seama datorită lungimii părului meu. Și ne-a despărțit. Dorința mea era să stau cu ea. Și ele s-au dus la un balcon în stânga și eu am rămas față în față, tot la balcon, față în față cu, cu amvonul. Ah, cu amvonu. cu okay. și ele erau în stânga. Ele din stânga mă vedeau. Au văzut că se întâmplă ceva cu mine, dar când am plecat n-au avut curaj să mă întrebe. Și când am plecat pe tramvai, băi, am rămas în urmă rău. Abia întâlneam picioarele, am fost îngândurat. Parcă nu mai venea să plec. Foa, așa am avut un sentiment de... Știi sentimentul ăla de acasă? Da. Siguranța aia a căminului, pacea aia a căminului, căldura aia a căminului. Păi mă simțeam acasă. Uh, am plecat și n-am zis nimic, am rămas mai în urmă, nici ele nu cuteza să mă întrebe. Și la un moment dat am luat eu cuvântul și am zis, îl vreau pe Dumnezeu. Da, în seara am avut discuții mai lungi, nu mai aveam niciun gând, nicio intenție, nu... Deja era altă prioritate. Nu, mai gata, m-am -am, am, am avut o deturnare de la scop. <laughs> Scopul era altul acum. Mâine ziua am plecat acasă, dar nu știam cum se trăiește, cum se practică, nu știam ce e de făcut. Dar un lucru, aveam așa o foame de năstâmpărat pe Dumnezeu. Aveam o Biblie de la bunica mea, căpătată de la pocăiți, cum se dădeau Biblii gratis. Știam de ea, m-am dus, am căutat-o, am găsit-o, m-am apucat să citesc, dar nu știam să mă rog. Și m-am dus la băiatul ăsta cu care am crescut, care acum, ți-am spus, e preot ortodox, și m-am dus la el. El era altfel de om. El era mai evlavios din copilărie, știi? Și am mers pe calea asta ortodoxiei. Avea cărți de rugăciuni, citea, nu mergea cu noi, nu făcea atât de prostiile pe care le mai făceam noi. Era mai liniștit mai la locul lui. Na, și știam unul de altul, știam lucrurile astea. Și m-am dus și am cerut o carte de rugăciuni și m-am rugat o bună bucată de timp din cărți de rugăciuni până când Dumnezeu m-a învățat rugăciunea inimii. Dar era acolo trecută și rugăciunea inimii. Am început să citesc și alte cărți și am ajuns la un moment dat, am, am citit într-o carte așa subțire, iarăși primită de pe undeva și acolo era o, un esteu, două-trei pagini despre rugăciunea inimii, cum să te rogi uh, potrivit cu nevoile tale, cu dorințele tale, să-ți folosești creativitatea, inteligența. Și așa, treptat, am început să dezvolt, uh, să dezvolt rugăciunea. Ei, după ce s-au întâmplat lucrurile astea, a venit altă problemă. Am citit în Biblie, cine crede și se botează, va fi mântuit. Una era, și mers, am mers în sat la Biserica Ortodoxă. Șase luni. Eu, eu n-am ce am făcut, eu îl voiam pe Dumnezeu. Măi, dacă ne-am ajuns citind în Biblie cine crede și se botează va fi mântuit. Băi, neavând învățător. Deci eu n-am intrat în contact cu un pastor să-mi explice. Era biserică la voi? Nu, nu era. Avansat. Nu era. În perioada aia se construia ceva, dar erau puțini, 5-6 de toți bătrâni. Am căzut rău pe gândul și tot mă cerceta și mă frământa. N-aveam nici internet ca să caut, să asculti predici și așa. Și nu știam ce să fac, să mă botez, să nu mă botez. Eu tot mai vorbeam acum, deja dacă am pornit pe calea asta, vorbeam mai mult cu Patricia și deja eram apropiați bine. Și îi spuneam frământările mele. Bă, oare să mă botez la maturitate? Dacă mărturisești dar cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn. Mă, eu n-am mărturisit când m-am botezat. Le-am zis la mei, le-am zis acasă. Bineînțeles că m-au asaltat clasic, la ce străbățuie, ce e, pocăi, da, ce epocăi acum, la ce, ce pocăiești ești când ești bătrân, nu acum, mă, păi ce, ce strici, păi dar nu ce mai distrezi, nu? Eram și dansator de dansuri populare, am uitat să zic. Clasica formulă. Da, lasă că te-am botezat noi când ai fost mic, mă, păi ce mărturisire, o mărturisire nașăta. Am dat înapoi, dar iară citeam seara la mine în cameră, Fă, iar mă lau frământările și nu, nu aveam liniște. La un moment dat, na, spunându-i Patricei gândurile astea, zice, băi David, la noi în sat, ea era din Traian Vuia, este un păstor tânăr, puțin cred că avea peste 30 de ani, și așa am ajuns, știi, pocăit la Pentecostal, de așa am ajuns la Baptiști. Zice, este un păstor tânăr aici și tare fain. Eu cred că el și-ar face timp să-ți răspundă la întrebări și eu cred că el are cele mai faine răspunsuri pentru întrebările tale. Vrei să vorbești cu el? Bă, zic, mi-aș dori din toată inima. Și-a vorbit ea prin cineva, prin ceva vecin de acolo, a vorbit și zice să vină duminică. M-am dus la el, la biserică. El de la Traian voie a plecat într-un alt sat, la câțiva kilometri, vă 15-20 de kilometri, să fac o evangelizare. M-a luat cu el pe mașină, am povestit. Acolo am stat cu el. Orice predică îmi plăcea, știi? Am venit înapoi, am fost fascinat. Și datorită acestui om am rămas în Biserica Baptistă. Omul ăsta s-a purtat cu atâta răbdare și cu atâta bunătate. N-am știut nimic. Nu știam norme. Știi cum am bătuns. Aveam o femeie în biserică, mă cheamă într-o zi la mine, ia vine până aici. Mă duc la ea. Zic, da. Băi, mă băga mâna în păr. Mă păr până. <ră> cum se scutură perele. Domnule, m-a scuturat. Mă, tu te uiți în jur? Zic, da. Păi și nu-i vezi că ăștia toți sunt tunși. Ce i cul cool în asta pe tine? Deci tu mergeai la biserică tot cu părul lung. Păi da, părul a fost ultima redută. Ultima. <laughs> și acum aș mai avea așa câte o suferință. Și așa am ajuns să, să rămân aici. Ei, mi-a trebuit un an și jumătate până m-am botezat. Dădeam înainte, dădeam înapoi, datorită împotrivirii din partea familiei și a prietenilor. Toți m-au părăsit. Știi? Cu folosesc expresie biblică. Au zis prietenii tovarășii că mi prost, nebun, că m-au furat pocăiții mințile, că morda bani, că m-am dus după aia, știi, după nevastă mea, că m-am dus după aia, că nu știu ce. De aia nu era nicio. Toamna, la un an, m-am urcat să scut turnucile. Băi, și mi-a venit, a venit o cercetare din partea Duhului Sfânt. Uite-te la tine de te în jos. Dacă caz și mori, așa a avut un gând de nicăieri. Unde se duce sufletul tău? Că ai crezut și te-ai tot împotrivit cercetării de a te și boteza. Nu mai am putut da jos. Cu atâta frică. N-am mai terminat de scutura, nu, cu bunica mea strângea nucile. M-am dat jos, am luat telefonul, m-am sunat un pic mai încolo unde aveam semnal, că n-aveam semnal așa bun, și am sunat-o pe Patricia și am zis, băi, draga mea, m-am hotărât să mă botez. Și știi ce miros mă la capătul celălalt? Și eu. Și eu. Slavă Domnului. Slavă Domnului. Asta era toamna. Am vorbit cu păstorul ăsta, am intrat la catechezare și anul următor, în mai, ne-am botezat. Ei, aici deja n-am mai avut probleme cu Patricia, că am cerut-o direct în căsătorie. Pe ce să mai stai? Bă, ce și tras de păr. Am cumpărat la un moment dat un inel. E între timp, m-am dus și eu la facultate, că eu după liceu am stat să golănesc în continuare un an. Păi nu aveam gânduri, dar mi-a venit mintea la cap după ce m-am pocăit. Deci în anul ăla mi-a venit, literalmente, mi-a venit mintea la cap. Băi, zici că mi s-a luat o ceață de pe ochi. Dintr-o dată am văzut viața într-un ansamblu, într-o perspectivă. Și m-am să mă fac profesor. Foarte fain. Băi, ce, ce povești de viață extraordinare creează Dumnezeu. Dacă, mm. dacă cumva le-am ști din copilărie, poate am trăit cu mai multă nădejde, știi? Dar trebuie să plătim niște prețuri. Mă, ah. când, când le trăiești, nu e ușor, știi? Nu-i păi, câte da. frământare. Așa ai fi mult mai pasiv dacă ai ști rezultatul, nu? O, da. Acum, hai că timpul trece, aveam multe aici de discutat, mi-am notat eu câteva lucruri, de dar... Episodul 2. <laughs> Cu altă ocazie. Povestește-ne puțin cum ai ajuns păstor și la biserica Haru. Fără voia mea. Fără voia ta. Asta e primul, primul răspuns. Fără voia mea. Eu am vrut să fiu profesor și am mers aici la Universitatea de Vest, am făcut pedagogie, am terminat. În anul... Între anul 2 și anul 3 m-am însurat. Păi ce să mai tragem de păr? Soția mea uh, terminase, că ea a plecat cu un an înainte, ea a terminat, ne-am căsătorit și ea s-a angajat și cumva am trăit anul 3 întreținut de nevastă. Cum e ne sentimentul? Mutat. Mă, nu-i fain. Nu-i fain, nu? Un an și jumătate n-am avut serviciu. Și n-a fost fain. Dar n-am avut ce să fac. Na, că era finalul, eu mai lucrasem în facultate, dar nici aia nu era viața. Am lucrat un an jumate la o benzinărie, numai de noapte. Păi eram în stare să dorm la podcast în timp ce vorbeam. Cât luai cuvântul, eu eram gata. Mergeam la curs, m-am chinuit. Mergeam la cursul și aveam abia am țineam ochii deschiși. Uneori mai și ațepeam. Na, n-a fost. Era anul 3, m-am apucat de licență. Eu am făcut-o, ca să ne înțelegem. Și atunci am zis, hai să fie pe final, acum na, ca să mai aveam și niște restanțe, știi cum am lucrat? Să fie tot așa, n-am mai căutat de lucru și atunci un an jumate am fost uh, fără serviciu. Uh, am terminat, na, stăteam în chirie în Lugoș, am intrat în învățământ. În al doilea an în învățământ, primăvara, măi, nu știu ce s-a întâmplat, că am avut câteva săptămâni insomnie. În condițiile în care eu am un somn... Pf, dorm neîntors. Eu nu știu ce ne nesomn, nu știu. Nici măcar... Am auzit că păstorii nu dorm. Orice ar fi, cât ar fi problemele de mari, somnul e sfânt. Câteva săptămâni n-am putut să dorm. Avusesem acum, ca baptist, avusesem două prorocii fără să le caut. Eram în vizită la o soră penticostală, stăteam în bucătărie, aveau canapea, povesteam și sună telefonul. N-avea semnal acolo unde era, se duce mai încolo la geam, răspunde și pune telefonul pe, pe speaker. Și vorbește. Și era o soră de la vreo 100 de km distanță și zice, m-a rugat pentru tine și Domnul mi-a dat un cuvânt. Bă, eu stăteam acolo în canapea, am judecat-o. Bă, zic, doamne, iartă mă, dar zic ce ajuns sărăm prin telefon. Pă, mă gândeam, știi, na, mai auzisem în profeție, da, în biserică, da, în anumite cercuri de rugăciune, așa la telefon. Și femeia niciuna, nici două, știi, a început să se roage, să vorbească în alte limbi și să profețească. Bă, oh, ce judecăți am avut eu în inima mea. Dar în timp ce vorbea. Deci ascultă bărbatule. Păi numai eu eram. Băi, m-am speriat în secunda doi am sărit în picioare. Și ascultă bărbatul, eu cunosc gândurile inimii tale. Zi, ce mai faci în situația asta? Experiența nu se contestă. Nu poți, nu poți să explici lucrurile copil, astea. Și mi-a zis câteva lucruri, printre care, inima ta nu este predată în totalitate mie. Eu aveam planuri, aveam gânduri, oh, m mă apucat să, să scriu o carte, voiam să fac un masterat în ceva filozofie, avioane. Mă băgat să într-un partid, să candidez de primar la noi în comună. Băi, numai prostii aveam în cap. <gântu -i> Tras de alții, nu așa, știi? Dar hai, influențat. frate, că ar fi bine, hai, facem echipă. Bun. Și mă entuziasmasem, știi? Nu, da. ești tânăr, te iau alții în echipă, nu contează că nu câștigăm alegerile anul ăsta. Ideea e să intrăm pe piață, mandatul următor, între timp să prindem un consilier, să vezi despre ce e vorba, știi? Dar erau oameni care voiau să stea în umbră, să în față. Și să are cu tine, Dar eu nu m-am prins în primă fază și inima ta nu-i predată în totalitate mie. Că eu te-am chemat la mântuire, de eu te-am ales să fii pentru slujire. Și eu, Domnul, îți vorbesc că vreau să te fac un slujitor, un stâlp în casa mea. Și am râs. Eu și Sara. Eu stâlp. Eu să predic. Pe ultimul lucru pe care mi l-am dorit pe lumea asta a fost să mă încurc cu pocăiță. Răzia eu în capul meu. Domnule, eu am vrut să mă fac profesor. Primar, nu se poate, nu e destul. Doamne, dar de ce mai vrei de la mine? Și mi-a zis așa, am să vin la tine într-o noapte și am să te învăț toate tainele mele și am să mi te descopăr. Mă, ce o însemna? Femeia, știind că-s necredincios, mă gândesc eu că au avut în științare de la Dumnezeu, mi-o trimis, domnule, prorocia scrisă și o am. N-a trecut multă vreme, contextual eram iară la o seară de rugăciune, cumva mă rugase cineva na, să-i duc cu mașina, hai, m-am gândit și eu că o rugăciune nu strică, știi? Și m-am dus într-o seară, într-un apartament. Și nu crezi că a venit și a doua prorocie? La fel. Eu, Domnul, îți vorbesc, eu te-am ales să fii slujitor în casa mea. Bă, ce să știu să zic, na. Nu mă interesa, știi? Dar parcă nici n-aș fi cârtit. I-am zis totuși păstorului meu, cel care uh, s-a ocupat de creșterea mea spirituală, de întoarcerea mea, el, na, zbă David, dacă așa vorbește Domnul, ce pot eu să mai zic? Lasă-l pe Dumnezeu să lucreze mai departe și vom vedea ce va fi. Na, am lăsat lucrurile așa. E, eu cred că ala a fost sfatul de noapte de noapte, știi? Au fost niște nopți cu insomnie și într-o noapte, băi, îmi venea să mă rog la somn. Nu știu dacă există zeul somnului, dar eram pe culmile disperării, că dimineața mergeam la serviciu. Păi nu mai știam ce rugăciun să fac să vină somnul. Nu mai știam ce să fac, eram disperat. Eram singur în noaptea aia în cameră și aud o voce. Dar cum mă auzi tu pe mine acum? Lasă tot! Auzi, lasă tot și vină după mine. Și se împlinește cuvântul, odată am vo -a vorbit și de două ori am auzit. Am auzit clar, limpede și am înțeles mai mult decât a vorbit. Am înțeles, deci imaginează-ți că atât am auzit, lasă tot și vină după mine și am înțeles că trebuie să las primărie, partid, să las școală și să mă duc la seminar. Fo nu mi-o conveni nici decât. Dar nici împotriva Domnului nu mă puteam pune. Și am luat o lună de post și rugăciune pentru confirmare și pentru vindecarea sufletului meu. Și într-o lună, pe toate părțile, bă, zici că predicatorii nu mai știau ce să predice. Bun, psihologia ști să explice fenomenul. Pe toate părțile, nu mă predici, lasă tot ce vină după mine. Și chemarea asta, pentru că chemarea, e foarte puternică. Chemarea e irezistibilă. Folosesc un termen de la calviniști. Chemarea e irezistibilă. Când Dumnezeu te cheamă într-o slujire, te uiți la oameni care au fost chemați. Că îți pui întrebarea, mă, dar trece Iisus Hristos pe la vamă și zice lui Matei, vină după mine. Mă, de ce te-ai duce? De atâta putere și semnificație în chemarea pe care o face Iisus, că pur și simplu cel care este chemat la slujire, indiferent de natura slujirii, tu să cânți, eu să predic, indiferent de natură, chemarea e irezistibilă, că nu te mai uiți la obstacole, nu te mai uiți la greutăți, mai... pur și simplu trebuie să faci, trebuie să te duci. Nu te interesează. Și îți găsești bucuria să faci, oricât ar fi de greu, și culmea că nu mi-a mai găsit plăcerea în nimic din ceea ce făceam. Pur și simplu nu mi-a mai găsit plăcerea mea era numai să ascult de glasul Domnului. Vine partea a doua, cum îi spune nevastă mea. No, spune-i tu acum, bărbat însurat responsabil, spune că îți lași serviciu ca să te la seminar. Că dai porumbelul de mână pocioară. Ai de mine. Bun, zi abia mi-am făc, e... mi făcut curaj. Cum după o lună văd? de post, într-o după masă, am găsit-o liniștită, eram amândoi în dormitor, zic, măi, draga mea, am ceva important să spun. Băi, știi cum vine asta? Când am ceva important să spun în familie, te gândești la cele mai mari rele. Așa era, ochi și urechi. Zi. Bă, dar nu știu cum să zic, să nu interpretez, să nu înțelegi altceva. Cine știe ce o fi trecut prin cap? Și zic, uite, mi-a vorbit Domnul, m-a cercetat, așa, 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 să mă las de servici și să mă duc la seminar. Păi să a îngălbenit, mă. Zice, am nevoie să mă așed să stau țără, stai. Scuze, mă zicem, s-a pus bădunga patului. Hmm, cam mult de procesat, zice ea. Și am spus, draga mea, nu zi nimic. Că nici mie nu mi-a fost ușor. Și atunci am povestit, uite, eu am luat o lună de post și rugăciune. Și Domnul m-a cercetat, că nici eu n-am vrut și n-am acceptat, dar până la urmă Domnul m-a vindecat. Hai să mai luăm o lună de post și rugăciune, înainte să luăm orice decizie. Era primăvară, aveam timp. Până la admitere mai era. Hai să mai luăm o lună de post și rugăciune și eu sunt convins că Domnul îți va vorbi, nu vorbele mele. Eu ți-am spus ție acum ce mi-a vorbit mie Domnul. Și în luna asta Dumnezeu îți va vorbi și ție. Zis și făcut. Am stabilit două zile de post și rugăciune pentru treaba asta. În a treia săptămână îi zice mama ei. Băi, Patricio, mă, nu știu ce se întâmplă cu David ăsta. Nu știu ce planuri are... Nepocrită nici la biserică în sat nu mergea. Nu știu dacă mergea la Paș la Crăciun. De o femeie fain așa de treabă de altfel, știi? Avea cucernicia ei, să zic. Nu știu la ce cheamă Dumnezeu pe David ăsta. Nu știu ce are de lucru cu el. de eu atâta spun. Să nu te pui împotriva. Bă, și măgărița lui Balamu vorbi și soacră mea. <laughs> lasă-l să se ducă, fără să știe absolut nimic. Dar cum i-a venit ideea asta? Așa au vorbit Dumnezeu, ele, ele, au o relație foarte specială. Știi, nevastă mea cu maică sa, cu soacra mea, și cuvântul ei a cântărit foarte mult pentru ea, că, știi, iar mai, mai vin complexele astea. Da, ce o să zică unul, ce o să zic? Și au zis, oamenii au zis. Maica mi-a zis că stâmpit, cum a putut să cresc un prost ca tine. Îmi permis să spun că e podcast, nu i la Amvon. Okay, să lași tu, domnule, acum, auzi, a fost o realizare să, să pleci copilul ăla Desculț, cu pite cu dulceață, mânjit pe la gură de la coada vacii, să ajungi profesor, și acum să lași, domnule, servici bun de scălia și să te duci după ce? Păi, dar ai făcut o școală, ce-ți mai trebuie, mă? Corect. Dar n-avea cum să înțeleagă. Și cumva, știi, ce-ar fi zis mama soției mele? Bă, l-ai luat pe ăsta, umblă după cai, vers pe părezmă. Cea mai bună confirmare pe care o putem exact, da. Dumnezeu. Exact. Asta e înțelepciunea lui Dumnezeu. Mă. Da. Și mai mult de atât, soacra mea a fost un sprijin foarte mare pentru noi. Noi n-am putut avea copii șase ani după ce ne-am căsătorit. În anul 2 a rămas însărcinată, în anul 3 a născut. Acum zic că în anul 2 că nu știu, pe final. În anul 3 a născut și anul 3 și 4 l-am făcut copil mic. Cine crezi că ne-a ajutat, că eu eram la seminar? Mama ei. Ei, în momentul în care nu ai susținere, de exemplu, din partea familiei, ei ce vor face? Păi ce ai măritat să fii singură. la umblă după cai vezi până oragea. Nu Ăla să ieși o pleacă, bine mersi, cu geanta în spate și tu stai ce chinui ca proastă aici cu copilul zi și noapte cu el în brață, că nu ți-l ia nimeni din brață. N-a zis o vorbă, lasă-l să se ducă, că eu te ajut. Și ne-a ajutat. Slavă Domnului! Frate. Vezi înțelepciunea lui Dumnezeu. Și m-am dus. Și Dumnezeu a purtat de grijă când m-am întors, na, m-am -am întors în învățământ, m-am întors la școala Haru și am predat acolo trei ani, cred. Și după trei ani am fost ordinat păstor la mine în sat. Biserica, na, păstorul nostru ajunsese la vârsta pensionării, biserica i-a cerut na, să mă lasă pe mine în locul lui, biserica m-a votat, am fost ordinat păstor la mine în sat, după un an și jumătate de la ordinare, mie îmi convenea cumva, că eram și profesor, păstor la mine în sat, mai plecam în stânga, în dreapta, mai aveam invitații și fiind o biserică mică de sat, nu, nu eram foarte solicitat, nu aveam multe responsabilități. Deci le puteam împăca. Iarăși, într-o primăvară, am avut trei vise într-o săptămână același vis. Am visat de trei ori același vis. Am visat cu bătrânul David Nicola, eu zic patriarhul nostru de la Lugoj. Am visat cu el când spune vino la Lugoj și ajută-ne. Și nu știu ce înseamnă asta. M-a întrebat așa parcă ofticat prima dată. Bă, dar ce-ți mă? Știi? Eu cu mine. Acum trebuie să le spunem la toți că biserica Haru din Lugoj, e o biserică foarte mare. O, da. Da. În urmă cu câteva timp am fost acolo cu câteva săptămâni și au fost peste 1000, 2, 3, 400 de oameni acolo. O, da. Mare. De asta spune întrebări E mult de lucru. Eu îmi puneam întrebări pentru că na Freud vine și explică, el, psihanalist, explică că visele, da, Biblia spune până la urmă, știi? Cred că Freud o copiat din Biblie, știi? Poate fi acuzat de plagiat. <laughs> Uh, visele pot izvorâ și din dorințele tale ascunse. Și din mulțimea gândurilor. Mulțimea gândurilor. Băi, da, eu m-am evaluat și m-am cercetat, dar nu aveam o astfel de dorință. Asta mi s-a părut un pic ciudat. Dar n-am zis nimănui, nici măcar soției mele, că mă, dar eu n-am gânduri din astea. Mai spre toamnă, Biserica Baptistă din Făget, Biserica, propriu spus, câțiva frazi din Biserica Baptistă din Făget, m-au chemat să le fiu păstor. Hai, mă, zic, nu vin. Eu nu mai voiam să mă duc în altă parte, știi? Pentru că aveam o flexibilitate și biserica din Traian Vuia mă lăsa să mă duc pe la evangelizări, pe la diverse evenimente, să mă duc prin alte biserici. Mă gândeam, mai, mă duc pastor într-o altă biserică, nu mai pot să plec. Că dacă vin dimineața la Traian Vuia, după masă trebuie să mă duc la Făget. Nici biserica din Traian Vuia nu puteam să o las, că e biserica în care am crescut spiritual. Acolo sunt de când m-am pocăit, știi? Mă zic, nu vin. Mă, da s-au ținut de mine. Hai și hai și hai. M-au înduplecat. Zic, fii atent, zic către un frate. Vin, dar nu stau. Vin să aveți și voi păstor. Eu am grijă de voi. Nu vin cu pretenții. Nu-mi trebuie nimic. Vin să vă păstoresc. Și căutăm împreună păstor. Și când îl găsim, atunci eu, liniștit, îmi văd de treaba mea, eu mă duc. Îi pun și așa, frate am fost chemat în... Ei, în... Când, a... când... când, negociam cu ei, totuși mă... mă, urmăreau visele astea. Mă, dar ce fac acum? Și pe când eram cu nego... la negocieri cu ei, nu crezi că mai visez într-o noapte al patrulea vis la fel, ca la din primăvară. Cu David Nicola care îmi spune vino la Lugo și ajută-ne. Păi m-am tulburat. Am spus eu la câțiva frați, dar într-o zi l-am sunat pe fratele Petrică Găină. Scumpul nostru, dragul nostru. <laughs> Domnul să îl binecuvintează. Zic, măi, frate, am o dilemă și am nevoie de sfat. Și i-am povestit. Uite, mă să la făget, da, am avut și așa, și așa. Deci, a, stai liniștit. Tu nu ești la făget. Eu m-am rugat pentru biserica din făget, zice el. Acolo e altul. Nu ești tu. <laughs> Asta, zici, ai văzut ce înseamnă să fie o lui Dumnezeu? Da, măi. Tu poți să te duci, fără pretenții, să-i ajuți, așa, așa. Dar tu să fii ca eu în botezătorul, să deschizi drumul pentru a trimis de Dumnezeu. Dar nu ești tu trimis de Dumnezeu. Tu te duci pentru o vreme, nu știi pentru cât. Iar cu privire la Lugoș, zicei, e hotărât și întărit de Dumnezeu. Ce-ți mai trebuie? Doar că nu știm timpul. Nu știm timpul. Gândește cât timp a trecut la, la David de când a fost uns până a ajuns în tot. Între 12 și 15 ani, cred. Destul. Că. Cât a trecut la Iosif de când a avut, de când a visat znopii și stelele, până a ajuns să fie la curtea lui Faraon? Și prin ce a trecut? Deci nu știi timpul, sunt situații... Nici timpul, nici situațiile. Da, 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 nu știi. Și atunci el a zis așa, tu stai cu minte, vezi de treabă. În prima duminică din decembrie 2020 eram programat la Făget să, stăm, să predic după masă și să stăm la comitet. Da, pe la prânz am primit telefon, frate, mai amânăm o săptămână întâlnirea, că nu ni toți de acord, nu că ar fi avut ceva împotriva mea, dar erau alții care voiau pe altcineva, știi? Tu îl vrei pe ăla, ăla îl vrea pe ăla, ăla vrea pe ăla. N-am ajuns la un numitor comun. Mă zic, nu pot în duminica a doua. Eram programat la o evangelizare, dar zic, vin în a treia. E bun. Rămâne așa? Rămâne așa. În duminica a treia, după masă, vin la voi din duminica 3 până în duminica, din duminica a până în 3 s-a auzit și la Lugos. Primesc un telefon. Frate, putea să vin duminica 3 de dimineață să predici la Lugos? Da. Na, hai. Și m-am dus. Am predicat, am terminat predica, zice fratele David, să rămânem aici un pic la un sfat frățesc. Și acolo în față pe podiumul ăla unde a scântat, au adus frații niște scaune, ne-am pus așa în cerc și cu, era și fratele Ionel Tuțac, încă era acolo. Și zice, ia cuvântul fratele Ionel Tuțac, zice, măi frate David, el David îmi zicea, măi frate David, știi că noi căutăm păstor, uite așa, așa, ne-ar prinde bine o forță nouă, o forță proaspătă, tânără, pentru tineret, ai vrea să vii să ne ajuți? Zic, da. Eu aveam, știi, visele. Tu aveai confirmările. Dar nu mă așteptam așa repede. Păstor de tineret. Păstor de tineret. Gata. Pă, am plecat acasă. Pă, ce am făcut? Am ieșit puțin afară ei să voteze, m-au votat. Pă, nu venea să cred. Adică mă așteptam ca procesul să fie mai complex, să fie evaluat și reevaluat. Asta acasă, mă duc acasă și spun nevastă mea, bă, vezi că nu mai sunt eu. <laughs> dar cine ești? Zic, bă, cred că -i... cred că la harul, zic eu către ea. Și a zis, cum adică cred că? Pe aia mă întreb și eu. Bă, zic, nu știu. De ce eram așa bulversat? Adică Ia un seamă, nu ia un seamă. Bă, dar ce înseamnă asta? Nu știam la ce să mă aștept, ce am de făcut. Frate, las că discutăm noi. În ianuarie m-au supus la vot în fața adunării generale. Tot fratele Petrică m-a învățat să nu spun nimic. Că dacă Dumnezeu într-adevăr te-a chemat și ți-a vorbit, tu nu trebuie să promiți la oameni, nu le promiți nimic, tu nu trebuie să te scoți pe tine în evidență, nici prietenii și parteneriate să nu faci. Lasă-L pe Dumnezeu să le cerceteze mintea și inima și dacă într-adevăr ești acolo pus de Dumnezeu, oamenii te vor vota. Că Dumnezeu le certetează inimile. Foarte fain. Și am fost votat. Și m-am dus în fața adunării generale. Prietenii mei au zis că, bă, tu nu ești normal la cap. M-am dus în fața adunării generale și am zis că nu vin vremea să vorbesc. Nu pot să vă promit nimic. m a schemat. Vin cu drag. Nu știu ce am de făcut. Fac ce trebuie făcut. Atâta pot să vă spun că voi vă riscați dacă mă alegeți. Dar zic, mă alegeți pe un an de zile, și ia că un an vă riscați. După aia mai vedem ce-o fi. Mă și m votat. Și erau, știți prietenii a mea, așa. Bă, dar cum se vorbește așa? Că de obicei oamenii... Ca în campanie electorale. Vin, fac, ah, da. revoluționez, schimb, pac pocăință cu pompa în copiii voștri. Nimic. Și totul a fost miraculos. Slavă, Domnului. Și uite că da, sunt al doilea an. După un an păstor de tineret. Frații m-au oprit păstor. Acum de un an sunt păstor cu responsabilități de plin, împreună cu fratele Bebe Ceaușu. Ne-a ajutat și fratele David după posibilități, potrivit cu vârsta. Foarte fain. Aveți mult de lucru acolo. Este. Yeah. Hai să ne povestești puțin și apoi uh, cred că o să încheiem alte discuții, o să avem altă dată. <laughs> De provocările care le-a avut în perioada de pastorație cu tinerii. Oh, provocări sunt pe toate părțile. Deci, provocare nu înseamnă partea rea, știi? Provocări pentru un păstor tânăr să vadă. Nu sunt suficient de tânăr. Lucrurile evoluează și se dezvoltă foarte repede acum. Stai puțin. Stai puțin. Stau. Deci, în contextul nostru, tu la 36 de ani, păstori, zici, zici că nu e suficient de tânăr ca să înțelegi tinerii. Da. Păi, stai puțin, că noi trăim într-o comunitate evanghelică în România unde. Prietene. S -s foarte puțini, foarte puțini păstori tineri ca tine. Prietene, eu n-am Instagram. N-am TikTok. Nu simt nevoia. Am Facebook forțat te frați să mai înscrie câte unul pe Messenger. Frate, dar n-ai... Fi... N-am, n-am avut. Frate, dar cum dăm de tine? N-am simțit nevoia. Eu nu postez. Foarte rar. Nu mă uit. N-am timp. Nu-mi place. Nu mă interesează. Nu-s depășit. Păi nu cred. Și atunci am niște tineri de nădejde, să zic așa, de bază, cu care mă sfătuiesc. Măi, cum credeți că ar fi potrivit? Inclusiv mă sfătuiesc cu ei, cu ei cu privire la anumite teme, la anumite subiecte. Eu îi întreb, mă, mai spuneți-mi din nevoile voastre, din provocările voastre. Tot timpul facem așa, știi, discuții, chiar plenare cu toți tinerii la început de sezon. Noi zicem sezon, facem trei sezoane. Sezonul de toamnă din septembrie până la Crăciun, apoi sezonul de iarnă și o să, dacă vrei, explic în două, trei cuvinte de ce pe sezoane. Sezonul de la, din ianuarie până la Paști, și după pași până în vară. Pentru că de, după Paști, când se mărește ziua, după iarnă, simți nevoia înflorește odată cu natura și simți nevoia să mai ieși simți nevoia, nu știu parcă nu mai e așa atracție am văzut, știi, scade interesul pentru întâlnirile de tine și atunci de după pași până vara nu mai abordăm subiectele alea puternice subiectele astea le luăm acum acum nu prea ai ce să faci se că de vreme, vreme e rea, nu poți să mergi în par, nu poți să mergi niciunde maxim mai mergi pe la un film. Și atunci, în perioada asta, avem subiecte eu, așa, de primăvară, de la Paște, am făcut parteneriate, mai mergem la alții la biserică, vin alții la noi, am mai făcut o ieșire la Iarbă Verde, am ieșit dată la Surduc, știi? Lucruri mai ușoare, să zic așa. Lucruri care au de-a face cu coeziunea grupului. Încercăm să ne cunoaștem, să ne apropiem, să, să creăm conexiuni. Dar în perioada asta, ianuarie, aprilie, în perioada asta punem accentul pe niște teme mai sensibile, cum am avut sâmbătă, de exemplu, am vorbit despre puritatea sexuală. Și totuși, la 36 de ani, ești destul de tânăr ca să mă simt, să des. Da, dar mă simt cu pas în urma lor când. Asta vorbeam când despre. E vorba viziune, de tehnologie. Cred nu numai de tehnologie, și de mentalitate și de mentalitate. Să știi că sunt formați diferit de noi, gândire diferită. uneor uneori văd și la școală. Am impresia că îmi pasă mie mai mult de viitorul lor decât lor, elevilor de viitorul lor. Exact ca la evangelizare, Mă lupt eu să-i câștig și să se pocăiască, să-și mântuiască sufletul. Am impresia că mă lupt eu mai mult pentru ei decât ei. Mă, dar zic, n-aveți minimul de egoism? Minimul. Necesar. Știi că există un egoism permis, acceptat, cum e și un furt permis, furtul de meserie. Da. Domnule, să ai un strop de egoism. Domnule, nu vreau să ajung în iad, vreau să ajung în rai. Nici eu la mă. Da. Și le spun copilor, minimul de egoism. Domnule, să faci ceva cu viața ta. fă un viitor, o carieră, o meserie. Că ești în perioada în care poți să te dezvolți. Na, și atunci, ei fiind formați cu tehnologia, eu nu pot să înțeleg cum ar putea cineva să aibă 8 ore de activitate pe telefon pe zi. Nu de mult, la o conferință de copii, copiii mei au fost și cine ține acolo o prelegere a zis, haide să vedem la fiecare dintre copii, au fost wow. cât, să vedem cât a stat pe telefon. Wow. Era dimineața, 10 dimineața și la câțiva dintre ei a găsit, adică i-a pus pe fiecare să intre în setări, mai mult de 8 ore, era sâmbătă dimineața, mai mult de 8 ore de, au petrecut pe telefon. Foarte puțin dintre toți copiii au avut mai puțin de o oră pe telefon. Na. Noi crescând cu cărțile și citind, petrec timpul altfel. Am, am așa o o frică, de exemplu, frica să nu mor prost, și atunci am curiozități și caut să le împlinesc, să-mi răspund, să găsesc răspunsul la întrebări. Nu, nu pot să stau pe el, că îl folosesc, dar nu-l suport. Știi? Adică, maxim pe toaletă, să zic așa. Da, a... și atunci mi greu, deci, mi greu să înțeleg. Când a venit pandemia, am na, am discutat la început că în școlile creștine se descurcă mai greu financiar. Am uh, fost băgat în șomaș tehnic. Materia mea fiind o materie opțională, se predau online și argumentul era să nu petreacă foarte mult timp copiii în fața computerului sau a tabletei la ce erau, să limităm orele, să facem materiile de bază, predam la două săptămâni na, și asta m-a dus și la o reducere a remunerației. Eu aveam datorii, aveam și la bancă că na, am mai lucrat pe la casă și n-am stat. Știi ce am făcut? Mi-am cumpărat un curs, nu o să spun ce curs, dar mi-am cumpărat un curs de șase săptămâni cu euro și în șase săptămâni mi-am făcut o calificare. Foarte fain. Și asta nu înțeleg la ei. Și era două ore pe săptămână Cursul online, la care să mai adăugau câteva ore de exerci, exercițiu. De practică. De practică a ceea ce învățam în alea două ore și eu stă 8 ore pe zi. Păi, da, în 8 ore, dacă stai 8 ore pe zi, într-o săptămână înveți un curs. Într-o săptămână. Dacă stai 8 ore pe zi. Două ore să înveți informația și șase ore să practici. Eu asta făceam într-o săptămână. Două ore informația și șase ore de practică, opt ore pe săptămână. Și în șase săptămâni am primit o diplomă și o calificare, o specializare pe care o pot folosi oricând. Dacă acum rămân fără serviciu, am oferta trei. Primul că am pedagogia, doiul că e teologia și a treia mai am o specializare. Foarte fain. Hai să facem puțin legătura cu un lucru care mă frământă pe mine în ultima perioadă. M-am mers în multe comunități, foarte multe. Din păcate, nu putem merge în câte ni se cere. Toți suntem așa. Foarte multe invitații. Că e nevoie și acolo și acolo. E nevoie. E foarte mare nevoie. Și acum trebuie să repet un lucru care l-am tot spus. Toți păstorii întreabă, dar nu ne recomandă alt grup. Și eu le, le întorc o întrebare Și celălalt grup e la fel de ocupat. <coughs> și dacă mai sunt, da, dacă mai sunt grupuri. Și măi, nu prea sunt, asta e problema păstorilor și vin cu următoarea întrebare. Păi nu credeți că voi păstori ar trebui să vă puneți un semn de întrebare de ce nu mai sunt grupuri? Asta era doar o paranteză. Cred că e un lucru la care trebuie să ne gândim toți. Slujitori puțini, tinerii mai mult pe tehnologie, nu pe altceva. Trebuie să investim în asta. Dar uh, ideea e în felul următor, ajungem în multe comunități unde nu mai sunt tineri. Și bătrânii sunt foarte puțini. Uh, spun sincer, duminica trecută am fost într-o comunitate, am venit cu inima sfâșiată. Nu știu exact, eu vorbesc cu tine, un pastor tânăr cu viziune. Mm. Uh. <laughs> nu sunt mare vizionar. Da, dar e un lucru care îl discut cu toți pastorii de vârsta mea și cred că ei sunt în măsură ca în următoarea perioadă să să ia atitudine la lucrul ăsta. Nu mai sunt tineri, bătrânii se duc, ce se întâmplă cu comunitățile? Probabil că vor muri. Probabil. Știi că. Na, ne e avem trist. O, ne ave, e trist. Ne avem un prieten comun. Eu caut acum o statistică. O am aici în telefon. Știi că noi avem un prieten comun pe care îl iubește, și îl invidiez în același timp. Păi nu știu pe care. Onisim botezat. Ah, Onisim. Uh, da, mă enervează mă enervează resursele lui. De unde are atâtea resurse? De unde are atâtea energie, domnule, și creativitate? Face atâtea lucruri. Când am fost dată la el, na, mă scoate din minți. Adică eu, eu sunt mai slab productiv. <laughs> Cum reușesc unii? Că eu uneori am impresia că trag să mor. Acum tot e bine de când am lăsat școala, dar când eram și la școală, și la evangelizări, și copii, și casă în construcție, și păstor, păi dormeam șase ore pe noapte, nu mi era așa de ajuns. Știi? Mai dormeam și prin parcări, altă dată că na, simțeam că nu mai pot să conduc. Și în pauze. La școală, în pauză, numai colegii mei știu de câte ori m-au găsit, a țipit, a dormit. Dacă aveam o oră liberă, dormeam până unde apucam. Na. Și unde găsește omul ăsta? Bun. Știi că ei, când or deschis Biserica Betleem, au deschis-o într-o biserică, într-o clădire, da, Baptista? Știu, știu, știu că am fost acolo prima dată invitat uh, cu echipa și am fost în fața, ne-au dat locația în fața Bisericii Baptiste și am zis, băi, nu se poate, stai că ne-au invitat pe Nicostale. Da. Și am zis, băi, hai să plecăm de aici. Am plecat din fața bisericii da. și ca să nu, nu cumva să ne cunoască cineva de la baptist să ne invite înăuntru, ha -ha. știi? <laughs> uh... Na, asta a fost, o biserică care a murit. Știi câte biserici sunt moarte? Am fost uh, de curând, când nu știu când o să se difuzeze podcastul și când o să fie urmărit, am fost de curând într-o biserică, într-un sat și îl întrebă păstor, câți ați mai rămas aici? Îi numeri pe degete. Dar știi câți au fost? 300. Dar îi numeri pe degete și nu exagerez, sub 10. În studenție am fost trimis odată în apropiere de ora de iară la o biserică. Băi, și când m-am băgat, biserica mare, cu balcon și în biserică șase oameni. Eu m-am gândit că, fiind ora nouă, biserica începe la 10. Și am zis, mă, cred că am venit eu cam devreme, nu? Șase oameni vin la nouă. Dacă era biserica de mare, mă așteptam să fiu 100 stăteau lângă o sobă. Nu, frate, ăștia suntem. Păi și zic eu, eu, îți dai seama. Pe la ce ați făcut clădirea asta, așa, hardughia asta? Păi da, da, frate, am fost peste 100. Păi și unde sunt? Păi unii au murit, alții au plecat și alții n-au mai venit. Se moare. Acum, știi că acum a fost mare tamtam -tam cu recensământul, am reușit, ca baptiști, cred că am cam reușit să ne menținem numărul. Sunt mai multe fenomene. Tu ai văzut ce biserici sunt în diaspora? Da. Păi, biserică de o mie de oameni în diaspora. Și nu una. De unde plecați, exact. Tu ai văzut în Happy Valley. Da, am fost acolo de două ori. Ai văzut ce prin Spania. Câte sunt în Anglia, românești? Acum, în Anglia și Germania mi se par cei mai mulți. Și Austria. Și Austria, da. Și Austria, foarte Și acum, foarte... întrebarea e, de unde au plecat? De aici. Deci, nu poți să, să spui că n-am făcut treaba, am făcut. Și, auzi. și ce fel de oameni sunt acolo în, în biserici? Toți de vârsta noastră, așa. Exact. <laughs> și fi mai tineri. Deci, vezi, de, de pocăit sau pocăit. Noi de făcut treaba, am făcut. La mine, în sat în, în 10 ani s-au pocăit 10 oameni. Pentru un sat, aici e e aproximativ bine. Dar nu i-am. De cu nevasta au plecat în Germania. Acolo s de ani de zile. Un, acum, cel care a rămas în urma lui diacon, că trebuie să punem pe altcineva, a avut trei copii. Are trei copii. O fată e măritată la Alba Iulia și doi băieți să aici însuraţi, în în Timișoara. Mai avem un băiat însurat aici, în Timișoara, o fată s-a măritat în Paris, o fată e în Suedia și nu a rămas tot aia. Și acum ia că am plecat și eu. Deci, soția mea, te rog frumos să mă crezi, soția mea nu merge întotdeauna la, la Lugos cu mine, rămâne la, la noi în sat de rușine și de, de, de suferință asta, de, de durere asta că. Sunt mulți. Că se închide biserica, adică mai sunt, sunt oamenii ăștia, noi suntem cei mai tineri. Eu încă păstoresc biserica de la noi din sat. Noi suntem cei mai tineri. Și probabil că copiii mei nu vor crește acolo. Probabil că, na, la cum merg lucrurile, probabil că ne vom trage către Lugoș, că nu, cât poți să te împarți. Școala o fac la Lugoș, Cumva, prietenilor deja. Gândește că stăm în sat și ei nu mai au prieteni în sat. Ei nu mai cunosc un verișor. Știi? Deci nu mai au activitate socială în sat. Oricum, nici de nu multe mai ori, activitate pe stradă acum. De multe ori doar dormim acasă. Da. da. Acum, uite, am căutat o statistică cu privire la evangelizare. E veche, făcută de Horatius Bonar e făcută pe un eșantion de 300 de persoane și o să vezi ce vreau să scot în evidență. Statistica asta spune că mântuiții sub 20 de ani, adică oamenii sub 20 de ani care se pocăiesc, sunt 54,5%. Între 20 și 30 de ani, 33,5%. Între 30 și 40 de ani, 8,7%. Între 50 și 60 de ani, 1,2%. Între 60 și 70 de ani, 0,4. Observi căderea pe da. axă. Cei mai mulți se pocăiesc până în 20 de ani. Deci noi unde trebuie să atacăm puternic? copii, adolescenți și știi de ce? Tine. Că nu sunt formați, sunt deschiși. După, după ce treci de o anumită vârstă, deja ai preconcepții ai frici, ai rușinea, e chestia asta socială, ce o să zică oamenii, dar ce zică ăia. Ăștia nu le pasă, mă. Ăștia nu le pasă. Nu le pasă nici că îi critică că umblă cu blugi lupți, nu le pasă nici că umblă cu căștile în urechi, nu le pasă nici că eu știu ce tatuaje își fac. I-ai văzut că nu le pasă. Așa. Dar mai târziu îți pasă. Da. Știi? Uh, intră niște cenzuri, niște rigori sociale și începe să-ți mai pese. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu mai au timp te apuci de casă, te apuci de carieră, de serviciu, pleci în străinătate, te bagi la bancă, hămălești, asta e, nu te mai lasă nevasta, cunosc cazul, știi? Bă, doamne, că la fiecare botez avem unul, trebuie să fie, că la amenință nevasta, că dacă se botează, îl lasă, femeie, dacă te botezi, la mine să nu mai vii, la ultimul botez am botezat o fată, pf, o amințat-o că dau afară din casă părinții, știi? Dar nu e opusat să mă dă, frate, să mă dă, eu mă pocăiesc. S-a Până la urmă nu dat-o, că noi ne-am rugat să nu dă. Ne-am rugat la Dumnezeu să nu dă. Și-a venit și, -o și la botez. Slavă, domnule. Știi? Nu știu, intervin anumiți factori, deci aici merge dezvoltat mai mult, dar nu face obiectul okay. podcastului nostru. Și atunci, nouă ne lipsesc tinerii din biserică, dar tinerii noștri nu sunt așa mulți plecați, cum zicem noi în lume, adică să părăsească credința, fiecare biserică are, dar nu mulți. Cred că există o, o, un procent acceptat. Că se descurajează, că își dau seama că nu au fost locul lor, că au fost luați de val, că n-a fost o mântuire autentică, n-a fost o convertire, au fost alte fenomene. Dar plecați, mulți au plecat în străinătate. Gândește-te și imaginează-ți cum ar fi dacă s-ar întoarce acasă. Dacă. Eu nu zic să vină. Dacă Că vină. momentan n-au la ce să vină unii dintre ei. Da. Și eu am vrut să plec de două ori. Și Dumnezeu a zis nu. Astăzi vorbeam cu un cumnat al meu și a venit în vizită cu familia, cu câțiva dintre copii, și cel mai mic dintre ei, nu știu dacă are 16 ani, 15-16 ani, el a crescut în străinătate și a zis plec de aici. Și dacă trebuie să mă duc la ocazie Sau dacă trebuie să plec pe jos 3000 de kilometri A, ți-am zis 14-15 ani La 14 ani <laughs> Așa că Lucrurile nu vor sta așa Nu vor veni toți înapoi dintr-o dată Păi nu, nu, nu Și nici nu spun să vină Dar eu vreau să spun că toți au plecat Să zicem după 90 Cu toate că au plecat și înainte de 90 Au fugit După 90 au plecat așa, progresiv În fiecare an un număr nu mai știu, că făcusem odată cu fratele Viorel Iuga un calcul câte biserici românești sunt în America, Australia și Canada, parcă. Dar am uitat acum. Puh, păi sunt multe, măi. Și dacă ar fi să iei așa, știi, să... să... N-am verificat. Asta am mai luat aici, am, am ajuns just... în zona asta total Grei. nepregătit. Dar nu e greu, că verifici alianțele, știi, că toate bisericile sunt cuprinse în alianțe o ei pe Alianța Baptistă din Europa, nu știu, pe Germania, pe așa, America, Australia, sunt împărțiți ei pe Alianțe, ei cu Church of God de la Pentecostal, cu Assembly of God, ce o mai fi, uh -huh. și poți să afli numărul exact de, de pocăi, să folosesc termenul ăsta popular, de evanghelici, din ramura asta a baptișilor lor, nu știu, creștinii după Evanghelie, când sunt plecați în diaspora. Ca să vezi de ce aici se simte un gol. Deci noi tot botezăm. Noi tot botezăm, dar mai am o statistică înainte să închei. Vee. Pentru ca o biserică să crească, ar trebui să botezăm în medie 10% din numărul de enoriași. Deci o biserică cu 100 de oameni trebuie să boteze 10. 10. Pentru că ai în biserică oameni de toate vârstele. Anual? Da. Numărul de înmormântări Numărul de botezuri trebuie să fie mai mare decât... Numărul de nașteri trebuie să fie mai mare nu, decât... Nu de nașteri. De nașteri din nou. De nașteri din nou. <laughs> Pentru că nașterile biologice te înșeală. Că se naște și crește dacă în ternă liceu pleacă. Și asta e adevărat. Nu, de la asta e. mă referam, la nașteri. Plus că, na, de exemplu la Lugoș, acum contează și zona. Lugoșul e o rampă de lansare, de acolo se pleacă. E aproape de Timișoara. Timișoara absorbe. Da. Și uite-te, de exemplu, noile biserici, că zici, nu mai avem în bisericile în care ai fost. Da, ai cântat, de exemplu, la BBSO. Da. E voie să zic asta. Da, cum? Voi să zic. La impact. Câți tineri sunt? I-au botezat ei? Nu. Da. Foarte puțini. Da. Deci sunt biserici cu, alt... cu o viziune mai modernă, au dezvoltat și marketing și. S-au adaptat pentru tineri și ăștia au plecat din astea bisericile astea în care noi am umblat tu să cânt și eu să predic și nu mai au tineri. O parte s-a acolo. Eu am dat două exemple impact. Da. Că, na, Alex a fost la da. noi și îmi permit să zic și Alex a fost la noi la Lugos, la Tineret și Cristi Sonia a fost și el la evangelizare. Da. Cred că trebuie să ne adaptăm și tinerilor Că tinerii oricum au o altfel de căutare. Adică a ne adapta, trebuie să îi înțelegem și pe ei. Să înțelegem perioada eu, prin care Eu trebuie. vreau să înțeleg, dar, de exemplu, la o biserică care are tradiție și istorie, e foarte greu să schimb specificul bisericii. Luăm specificul bisericii Haru. E o biserică care are mai mult de 100 de ani. O biserică care are oameni de toate vârstele, predominant 40, 40 plus, să zicem, eu nu pot să schimb dintr-o dată uh, închinarea, de exemplu, în biserică, muzica. E, e, un compromis, e greu, e greu de lucrat, să știi. Că știi ce se întâmplă? Dacă modernizezi foarte mult, îi zăpăcesc pe bătrâni. Dacă nu modernizezi și nu actualizezi, îi pierd pe tineri. Și uite provocarea. Că ai vrut provocări. Și ce fac? Nici pe aia nu i-aș pierde, dar nici n-aș vrea să fiu cioclu. Cioclu ăla care îngroapă morții. Nici n-aș vrea să fiu cioclu, adică să rămân numai păstorul care îngroapă morții și să-mi pierd tinerii, dar nici n-aș vrea să le stric credința și spiritualitatea. Ei așa au știut, așa au primit, așa s-au dezvoltat, s-au format și știi că un om după 40 de ani nu îl mai, mai adapte și nu îl mai schimbe da. prea puțin. Tu ai zis o chestie foarte faină în mărturia ta de mai devreme, că ai întâlnit o soră care știa să spună niște lucruri cu vreme în urmă, da? Uh -huh. Cu vreme în urmă. Cred că a ne adapta nu înseamnă neapărat a moderniza, ci a învăța să iubim pe tineri, să încurajăm pe tineri, Odată ce ne plecăm la nivelul lor, da, îi înțelegem mai bine și invers, că există uh, ruperea asta între bătrâni și tineri, știi? Există astăzi... Întotdeauna au fost pe da, pastea asta. Da, e prea asta mare. Și cred că invers ar trebui tinerii să asculte un, fadă, un sfat de la un bătrân care are o mărturie bună, nu? Când am vorbit despre conflictul dintre generații, cu tinerii, le-am zis că conflictul reciproc. Ei se victimizează că că bătrânii le bagă pumnul în gură. bătu' pe tobe! Ia, da' muzica tare! Dar zic, nici voi nu sunteți pretenoși cu ei nici decât. Că și voi repeziți și știi? N-aveți răbdare. Nici voi n-ascultați. Știi? Deci conflictul reciproc. Nici ea nu lasă am zis odată, mamă, 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 dar curaj de inconștient, am aruncat odată bolovanul în baltă la Filadelfia, la Lugos. L-am ajutat o vreme pe Cadmiel și nu i-am zis despre ce vreau să vorbesc. O muri la Amvon. O murit în spatele meu acolo pe bancă și am vorbit despre conflictul dintre generații și le-am spus bătrânilor, bă, fraților, de exact așa am vorbit cu ei, cum am vorbit cu tine acum. Și le-am citit și statistica asta. Băi, fraților, dacă rămânem așa, și tot îi batem pe tineri că fac drec. Și am adus și argumente. Că, de exemplu, parcă Whitney Houston a fost din biserică cu Elvis Presley. Stai că mai am, mai am pe un acum. Acuma, vedete, acum, vedete... Și, și la noi în țară sunt mai multe vedete care da, se trag din... Știu. Deci e un acum în America populară și tata e pastor, Știi? Plecați din biserică. Și am zis, bă, dacă nu îi lăsăm să-și folosească creativitatea și energia, știi că energia nefolosită se transformă în energie negativă, în frustrare, energia trebuie descărcată, trebuie folosită. Și dacă nu o folosești în sens constructiv, o vor folosi în sens destructiv. Și atunci trebuie lăsați să-și folosească creativitatea și energia. Dacă voi tot le dați pe piele și tot le băgați pumnul în gură că voi așa știți și așa ați primit, i-am întrebat, bă, da, de la cine ați primit? Voi ați primit de la Dumnezeu rânduia la asta sau de la părinții voștri? De la părinți. Băi, ce s-au supărat pe mine? Mi-au dat telefon acasă zilele următoare, dar cum îți permiți? Dar foarte simplu, zic. Tânăr să zici așa ceva. Da, că le-am spus, voi le tăt dați pe piele și nu îi lăsați. Și după aceea tot voi vă văitați că ne-or pleca, nu știu pe unde, să miră că pleacă, domnule, că să duc cu mașini. Pe păi da, au mașini pentru ei, distanța nu e mai o problemă. Niciodată să urcă în fi. mașină, 2, 3, 5, ora Timișoara, Oradea, BBSO, Arad, Harvest, imediat să duc, călătoresc, pentru ei nu e o problemă. Să duc la un singur program, iar nu e o problemă. S-au s, s luat doza de Harvest, doza de impact, doza de BBSO, vin acasă și... Iar arată lui taică su, arată cotul. I arată spatele. Lasă-mă, bă, în pace. Și nu l-ai lăsat să se exprime și să manifeste. Bun. Zic, hai să vă spun eu o, o, situație de compromis acceptat. Ca să funcționeze lucrurile. Zic, bă, fraților, mai tăcesc și voi de în gură când cântă tinerii și mai răbdați. Dar și voi, tinerii mei, când cântă ei folclorul lor penticostal. Nu zășesc nimic. Stați liniștiți. Tinerii nu zășesc nimic, până urmă. Da, bătrâni. ce? N-am făcut noi sacrificii destule. Și acum să ne mai sacrificăm. Tot pe noi ne sacrificați. Păi n-am sacrificat noi când am făcut biserica asta. Și am vândut vaca, și am lucrat, și ne-au bătut poliția, și ne -am dat amendă. Și acum iară pe noi ne sacrificați. Na bine, atunci sacrificați-vă copiii. Da. Lucruri care nu neapărat la care le găsim noi soluții, da, lucrurile la care trebuie să lucrăm în vremea asta, Domnul să ne ajute să ne dea multă înțelepciune. Amin. Sper că toate discuțiile noastre au fost de folos. Mulțumesc mult pentru mărturie. Vedem în comentarii. <laughs> Apropo de asta, cine vrea, ne puteți scrie în comentarii să știți că oamenii trăiesc cu încurajări. Avem și mult dar alea în limita bunului simț care le primim. Am văzut mulți oameni care abia așteaptă să zică cât de ceva rău Primesc și rău. Ce? Să primesc numai binele? Primim, frate, și rău. Primim, da. Dar când... Și dacă au prim... dreptate, mai... Corept, dacă au dreptate, ne pocăim. Mă vezi că îmbătrânim și nu mai putem schimba mare lucru. Da. Ne apropiem de 40, cum ai zis. <laughs> da. Eu de la COVID mă sunt și mai bătrân. Da. Nu mai gata asta, lasă -l. Nu mai povestim pe altă dată. <clears throat> Fratele Gabriel, Domnul Isus să te binecuvânteze, mulțumesc mult pentru invita pentru că ai răspuns la invitație, pentru mărturile frumoase. Să-ți binecuvânteze, Drag. Domnul, familia, Amin. casa, biserica, Amin. să vă dea har, să mulțească Domnul, biserica, să mântuiască România și nu numai România. Faptul că sunt multe biserici în, în întreaga lume e o binecuvântare pentru multe societăți, că românii sunt acolo și mă bucură. Da. Eu cum am trăit afară știu ce înseamnă de mult în Spania aveau descoperiri că Dumnezeu va duce un popor prin care prin care își va face numele de slavă acolo și să știți Spanioli. Spanioli? Și românii sunt acolo și au fost o perioadă mult mai mulți acum au mai plecat, dar românii sunt o mărturie. Mai ce fain. Foarte fain. Chiar dacă la noi bătrânii au rămas singuri, să lucrează și pe alte fronturi. Da. Dragilor, până aici discuția noastră, ne revedem la o altă discuție. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi, familiile voastre. Știți că scopul acestor discuții e ca să ajungă la cât mai multe persoane, așa că avem nevoie de ajutorul vostru să distribuiți materialele. Să vă rugați pentru noi, spune-ne un motiv de rugăciune, frate Gabriel, că tot ești aici. Eu, la toți postorii le-am zis să spunem motive. Sunt oamenii rugăciunii care ne văd pentru ce să se roage. Eu am așa pe suflet că pe lângă, vezi, de populara asta din biserici, ne mai confruntăm acum și cu o lipsă de slujitori. Ceea deci de cântăreți, același lucru e și cu slujitori. Tot mai puțin tineri merg la seminar și mai puțin intră în lucrare, în slujire, să scoată domnul lucrători că o e mare. Amen. Amin. Cu cât vom fi mai mulți și vom lucra împreună, cu atât avem șanse de reușite mai mari. Loc este pentru toți. N-am înțeles niciodată micile rivalități. N-am înțeles niciodată când frecușurile astea dintre noi, este loc pentru toți și o goură așa de mare. Atâta trebuie să te duci un pic mai încolo. Da. Dacă nu poți să stai lângă mine. Da? Domnul să ne ajute. Dragilor! Amin. Până aici discuția, Dumnezeu să vă binecuvinteze, ne vedem data viitoare.